Dorian Popa dezbrăcat la podcast. Nenciu, ia-l acum cât râde, că așa punem copertă. Bă, monstru, înțelegi? Dar n-aveau titlu, că... Na, se întâmplă să nu se rupă un deget sau să se zgârie geleu, înțelegi? Și mergeau mediocru sau na, mediu spre bine. La fel cum s-a întâmplat și pe YouTube acum câțiva ani, când se făceau 100 de milioane de vizualizări la o piesă în limba română care să înțeprească Jacksona. Cine o asculta? Că suntem 18 milioane aici acum. Toți 18 de 5 ori pe zi. N-am întins mâna la like, ok, știi? În sensul că dacă văd că atunci când fac vin banii, să încep să fac în continuu. Nu, mă, frate, m-am trezit țipând ca idiotul, hăț, și colaboratorilor mei. Mă, cu cât e mai bine l-a pus la punct contractul ăla, cu atât vom rămâne mai prieteni. Nu, în cantități industriale. Că auzeai cum dând baie către dormitor, către anuma. Puneți un mare semn de întrebare, băiatul meu. Cineva te fură. Cineva te fură de nu te vezi. O faci atât de bine când tu nu-ți dai seama. Și te iubește, normal, ești nebun. Păi cum să te superi pe șeful tău când tu pe dreapta tragi la greu? Să mă răgeac sara, adică doar așa se scrie Ferrari pe el, dar să arate Hyundai. Lasă-mă să-ți spun una senzațională, să moară Jacksona, dacă n-am crezut efectiv, m-am simțit gol în cap. Că îți dai seama, am avut acces la lucruri la care n-are publicul normal acces, pentru că era o chestie cu ministerul, da? O să te piși la loft. Pe gard. Moment în care nevastă ta te trage de geacă și spune, vezi că-s paparații, și tu zici, nu mai interesat. M-am gândit de foarte multe ori la copilul umanoid, iar răspunsul cel mai franc pe care am găsit să-l ofer, all I want is money, fuck the fame, I'm a simple man. Îmi place, e un business foarte bun. Seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vinde o poveste. În această seară, deși voi m-ați mai văzut cu acest tricou îmbrăcat la purtător. A, nu pot să cred că ai tricou acum, îl văd, ești prost și stăm de o oră la vorbă. Deși m-ați tot întrebat de unde e, am zis în seara asta să-i dăm adevărata semnificație, pentru că eu îl cumpărasem din februarie, pentru că de atunci aștept invitatul de astăzi. Bine, sincer vorbind, îl aștept de când am început proiectul de podcast. Numai că așa a fost să fie, așa a fost să ne sincronizăm în această seară. Un invitat extraordinar de drag mie, pentru că este unul dintre primii oameni care m-au ajutat să ajung aici, la începuturile carierei mele, în urmă cu 4 ani de zile. 4 ani au trecut, frate? 4 ani, da. 4 ani și 2 luni. Wow. Urmă cu 4 ani și 2 luni am avut o nebunie într-o dimineață, stres cu zi, precum Dorian Popa. Dorian m-a văzut și m-a adus la București, de unde au început multe alte povești frumoase. Cu coțofană, cu... Exact. Practic așa am ajuns eu la radio. Dacă vă întrebați cum se poate să ajungi un prost de la Iași la radio, trebuie să faci ca Dorian Popa pe Instagram, e simplu. Și așa ajungi. Sună îngrijorător, ești nebun. Vezi mâine când se fac ca Dorian Pop. Bă, obiectiv vorbind, cu toată ironia de rigoare, să știi că, în primul rând, eu mă bucur că am putut să descopăr un talent așa cum ești tu, pentru că ești un talent, nu e un secret chestia asta. Și, în al doilea rând, na, cu un strop de lipsă de modestie aici, au mai fost și alții care au avut, nu neapărat, nu că ar fi avut șansa prin chestia asta, prin a mă imita, dar s-au remarcat. Uite, sunt o grămadă de virale și pe TikTok și pe astea cu oameni care mă imită. George Tănase iarăși a făcut o treabă extraordinară prin a mă parodia și întotdeauna l-am felicitat. Și am învățat de la cei mai mari în business-ul ăsta, în domeniul ăsta, Țibulcă, că știi cum e, autoironia e imperativă. N-ai autoironie, pleacă la joacă. Și știu că tu ai făcut o impersonare exemplară, extraordinară, care m-a făcut să zic, wow, this is some talent here. Știi? Și de acolo a plecat toată povestea, mi-amintesc foarte, foarte, foarte cu drag totul. Și acum când spui că au trecut 4 ani și 2 luni, frate, îmi dau seama că, wow. Deci mie nu vine să cred, îți spun sincer, wow, adică am momente de astea când dau timpul înapoi și mă gândesc, bă, când au trecut 4 ani? Și știi că erai destul de panicat, nu știai, bă, s-o apuc pe drumul ăsta, e ceva concret, merge, nu merge. Tăi că mi-mi zice, ia-ți o muncă, eu vreau cu
cu internetul și cu astea, dar era clar că ai tot ce-ți trebuie, știi? Doar să bați fierul acolo, că nu e ușor, nu e din prima. Dar tu știi cât de important a fost pentru mine chestia asta? Pentru că eu realizez, de foarte multe ori mă întreabă lumea acum, mă mai cheamă pe la diverse, nu știu, interviuri, emisiuni, sau mă mai întreabă oameni pur și simplu care acum află de existența mea. Și am impresia că am apărut peste noapte, ceea ce o să vorbim foarte mult și despre cariera ta în direcția asta. Mă întreabă cum a fost la început și le spun tuturor că nu știu dacă aș fi făcut asta, deși îmi doream foarte mult, dacă n-aș fi avut super multă încurajare din cel puțin două direcții inițiale. Prima dată a fost Cristina Ich și Bromania, care m-au ajutat teribil, după care, deși n-am profitat de șansa respectivă, căzusem iar în butoiul cu melancolie. Prostia specifică tinereții și corect. Leneveala de 20 de ani. Momentul 2 a fost momentul în care efectiv tu pentru mine ai fost mai mult decât un sprijin, ai fost o inspirație, pentru că am trăit cu tine 2 zile. Asta le povestesc tuturor, că toți mă întreabă și cum e Dorian, zic, bă, toată ziua e așa. Mă exact sperie un pic cu asta, cu am trăit cu tine 2 zile. Dar am mers împreună peste tot. Da, tati, cât nu mi-amintesc. Deci eu sunt unul dintre oamenii care au fost în garsoniera unde trăia Dorian. Garsoniera, da? Băiatul meu care deja produce bani acum, ce crezi? Asta e treaba. Și le spun tuturor, zic, bă, exact așa era Dorian până la finalul zilei, când efectiv se deconecta de la tot ceea ce era în tot parcursul zilei și se refăcea, pentru că a doua zi o avea de la capăt. Ca să nu lungesc foarte mult cu introducerea, pur întâmplător, săptămâna trecută, acum vreo 10 zile, când ne-am întâlnit noi la Iași, întâmplător, să mor eu, chiar. Când ne-am întâlnit la deschidere la Friday la prietenul nostru Lucian Florea, am venit cu tricoul cu cheluțul, dimineața l-am pus pe mine și n-am realizat ce tricou mi-am pus. După care am zis, bă, ăsta e predestinat, ești nebun la cap. Tricou cu cheluțul, adică. Păi așa, eu așa i-am zis. Corect, nu are nicio legătură, că Hugo Boss nu l-a făcut cu gândul la cheluțul, niciodată. Dar e cu, pentru România e tricou cu cheluțul. Orice bulldog francez din România e cheluțul, ca să știți. Dacă îi puneți alt nume, l-ați numit greșit din start. Ați greșit rasa. Mamă, și dacă mai e și negru, săracul, nici că mai are vreo scăpare. Așa pe alb mai merge, dar pe negru... N-aveam cum să nu te dotezi pe tine cu exact același tricou. Ba, mersi, bă, ce drăguț! Dacă vrei, poți să-l și porți. Păi, sper doar să-ți vină. Normal că-l port. Mă, e, și dacă e mai mule, așa nu se moare acum. Bă, e XL, adică... Tu ține acolo, ține trena, ține vorba până, ca să nu avem puncte moarte. No, păi asta, cum să fie punct mort, momentul în care Dorian Popa tocmai se va dezbrăca de mai eu. Și uite, așa am și rezolvat problema cu Dorian Popa dezbrăcat la podcast. Nenciuial acum cât râde, că așa punem copertă. Hai așa, băiatul meu, să vedem aici. Așa, tu ține acolo trenul. Așa, ia. Asta am uitat cu eticheta, iartă-mă. Dar prețul, să știi că l-am scos. Lasă-mă, că așa văd și eu că e pe bune. Păi, dar cum să te duci la omul, la omul tuturor brandurilor din România cu ceva care să fie fake? N-ai, e ca și cum te-i duce, nu știu, la... Ia, mă, tată. Ia. Hai că e bun. Băi, ești nebun. Stai așa, la perfecție. Să mă aud că e frumos cu căști. Bă, îți mulțumesc, uite ce surpriză frumoasă mi-ai făcut. Știi, chiar mă gândeam, pentru că e frumos să explicăm și lucrurile astea. Zic, bă, oare ce o să zică oamenii în comentarii la Țiburcă când o să mă vadă pe mine în maioul ăla de la sală, care nu m-am maioul, nu se poate numi un fel de urmă de maio așa. Dar zic, bă, până la urmă e un podcast și eu ce apreciez cel mai mult la podcasturile astea Țiburcă este faptul că este podcastul, este locul în care poți fi natural, poți fi relaxat. Ba, dimpotrivă, cred că este chiar indicat să fii natural și relaxat. Mm-hmm. Că dacă și la podcast o mai arzi fake, bine, din punctul meu de vedere tu știi, eu marșez pe naturalețe până la capăt, dar, na, hai să zici că poate pe vloguri sau pe astea poți să-ți amplifici un pic vibe-ul, să fie mai fresh. Dar la podcast trebuie să fii tu, trebuie să fii exact ca la un pahar de vin cu un prieten. Exact. Pentru că altfel nu mai are niciun farmec. Păi vezi că au încercat foarte multe televiziuni în ultima perioadă să facă formate de genul podcast, dar le fac tot televizionistic. Bă, noi nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu, uite că mi-ai făcut și pielea de găină pe mine, pentru faptul că prin muncă și schimbarea asta adusă de lume, am reușit și am ajuns să fim exemple pentru niște coloși de trusturi numite televiziuni.
Nu numai podcasturile au reușit să influențeze televiziunea. Sunt și o grămadă de challenge-uri care au apărut pe la televizor. Vezi rulete, scârboase, vezi lucruri. Astea sunt toate youtuberisme. Lasă-mă, tu vorbești cu omul care își punea smântână pe capa cu 5 ani de vârf și mânca gândaș și nu știu ce. Dar, repet, e o formă de flatare pentru noi faptul că televiziunile se inspiră și din munca noastră. Mulțumim lui Dumnezeu și să o ținem tot așa. Și știi ce mi se pare foarte mișto în toată treaba asta? Faptul că există niște oameni care totuși au reprezentat pionieratul în partea asta a YouTube-ului. Eu când mă gândesc că, apropo de discuția inițială, că au trecut 4 ani de când noi doi ne-am cunoscut, 4 ani și 2 luni, au trecut 5 ani de când tu ești pe YouTube. Da, frate. Au trecut 6 ani de când Mikey H a fost primul vlogger care a atins un milion de abonați. Toți oamenii ăștia la început, când ne apucasem noi de treburile astea, eram o mână, adică ne cam cunoșteam toți între noi. Acum, dacă mă uit pe YouTube, văd că apar tot mai mulți și asta este o chestiune care n-are decât să mă bucure foarte tare. Și asta vreau să te întreb, cum te simți tu în raport cu cei pe care îi vezi astăzi, că tu ai reușit să-i inspiri să apuce de treaba asta și să le dai foarte multă motivație și totodată, prin puterea exemplului, le-a arătat că, bă, uite, se poate. Bă, Cibul, că în primul rând eu promovez o chestie pe care încerc să o implementez în căpșorul tuturor celor care ne urmăresc și au urechi să audă, cum spuneam, și cum spune mamișor. E loc sub soare pentru toți. Și cu cât vom fi mai mulți pe YouTube, cu atât va crește mai mult calitatea contentului și competiția nu face decât să ridice stake-urile și mizele și totul să fie din ce în ce mai bine. Îmi place că oamenii înțeleg acum puterea internetului și a social media-ului, de care râdeau acum 5-6 ani, să știi, când de perioada aia de pionierat de care vorbești tu, era luată oarecum în râs așa. Ce faceți, mă, vă scălămbăiți acolo, dar și acolo, dar și acolo? A fost o chestie pentru care iarăși trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am mirosit un pic chestia asta din timp, dar revenind, ca să nu divagăm foarte tare, e foarte bine să fie din ce în ce mai mulți creatori de content, să fie din ce în ce mai mult content bun și să fie un joc mișto. Pentru că atâta timp cât jocul este frumos, îl jucăm cu drag. Să nu devină un joc murdar, atunci se strică lucrurile. Dar nu prea cred că are cum. Nu prea are cum pentru că publicul e arbitru, știi? Exact. Și nici nu prea poți să faci prea multe manțocării pe YouTube. Știi că dacă era o platformă care puteai să faci manțocării, să înțelegi tu ce vreau să zic, poate mai era cum era. Dar YouTube e o platformă destul de transparentă. E o singură chestie care poate fi abordată și nu înțeleg de ce o abordează oamenii, și anume boostarea sponsorizată a videourilor. Adică înțeleg o boostare sponsorizată atunci când vorbești de un business, de un brand, dar când vorbești de o persoană, de un ipochimen, eu cred că boostarea nu face decât să te mintă. Adică de ce aș vrea eu să bag bani într-un vlog ca să mă mint ca mai multe vizualizări, când de fapt omul nu s-a uitat neapărat benevol, ci a fost băgat pe gât cu ghilimelele de rigoare, înțelegi? Și pe asta nu înțeleg. Aș putea maxim să o înțeleg la o piesă muzicală, să zici că poate vrei să ajungă la mai multe urechi. Deși nici atunci nu prea înțeleg, pentru că dacă e să fie o piesă bună, un hit, va ajunge oricum la urechile oamenilor. Mm-hmm. Și sunt o grămadă de exemple. Apropo de muzică, mă uitam chiar astăzi că anunțase Mineli concert la Iași săptămâna viitoare. Cred că l-anunțăm în premieră, că e Mineli la Niș pe 21. Mă uitam și am zis că ia să văd, bă, cât mai are Rom Pom Pom pe YouTube. Și că am văzut, bă, 191 de milioane din România. E clar, e puterea YouTube-ului. E și piesa care e bombă. E și Mineli care e foarte talentată. Și la fel și aici, putem vorbi o grămadă că foarte multă lume a luat-o în colimator pe Mineli când a apărut, că zic, da, dar nu cântă live, dar nu știu ce, dar uite că live nu poate, că nu știu cum. Dar vulpea când ajunge la struguri, ce face? Bă? 200 de mili pe YouTube, ca să-l parafrazez pe maestru Dorian Popa, când ajungi la 200 de mili din România, sunt canale mari care n-au vizualizările astea în total. Crezi că te interesează că zice X-ulică sau zice Y-ulică, domne, știi, Mineli nu cânta live cum trebuie. Să fim serioși, astea sunt vorbe care întotdeauna o să existe și mai e o chestie, bă, veche de când, de fapt nu chiar de când lumea și pământul, de când lumea și Kanye West. Dacă n-ai hater, n-ai succes. Exact, da. Adică să te întrebi, când nimeni nu vorbește, ar trebui să te întrebi, bă, ce greșesc? Când nimeni nu vorbește, trebuie să bagi pe sponsorship. Așa, exact. Când te găsești pe unul să te înjure. Dar riști să-ți prăvălești canalul, da, corect. Cum vezi tu YouTube-ul din 2022 față de 2017, momentul în care tu te-ai apucat de treaba asta? Mamă, ce întrebare. E un pic mai demanding, în sensul că noi devenim o societate din ce în ce mai de consum.
și cerem din ce în ce mai multe lucruri de care ne plictisim din ce în ce mai repede. Motiv pentru care cred că e mai alergat YouTube-ul din 2022 decât YouTube-ul din 2017, dar în calitate de daily vlogger pentru mine volumul e cam același, adică eu trebuie să livrez, frate, că dacă nu livrez nu mai numesc daily vlogger. Îmi place că este din ce în ce mai dinamic, pentru că, iarăși cred că e o chestie care survine trecerii anilor, noi suntem din ce în ce mai agitați și caturile sunt din ce în ce mai rapide, dispar bâlbe, dispar respirații, cred că podcastul este singura zonă a YouTube-ului care a rămas așa mai pe ancat, mai pe natural, mai pe vlogurile și astea devin din ce în ce mai dinamice. Lucru care mie îmi place. Eu am învățat de la tata Dan Negru un lucru, că și o milisecundă, dacă a fost liniște, aia se poate numi o burtă. Da, da, da. Și atunci hai să n-avem burți, mai ales unde trebuie să fie dinamic. Ok, poți să ai la o discuție, la masă, un moment de tăcere în care poate și oamenii adulmecă și asimilează un pic informația pe care ai spus-o, dar când e o chestie de acțiune, de mamă, mergem acolo, spațiu de bâlbe ai, n-ai. Mm-hmm. Și atunci let it be dynamic, cool. Plus că și aici în cazul podcasturilor, deși YouTube-ul încurajează foarte mult conținutul lung pentru că își dorește să țină oameni pe platformă cât mai mult timp, e și bătălia asta între platforme, între Google, TikTok, Facebook și Instagram și așa mai departe, chiar și aici mai toți creatorii de podcast folosesc time coduri pentru astfel de lucruri, pentru că să zicem că ai venit de pe o bucată de undeva și te interesează ce a declarat Dorian Popa despre Hits Residence. Nu te interesează să auzi și părerea lui despre tot. YouTube. Da, și atunci da. Ai time codul frumos, ai mură în gură, te duci, apeși pe click și vezi exact ce te interesează pe tine. Am văzut, da, și în părțile aia acolo. Da. Important e să nu judeci după titlurile de presă, că dacă judeci după alea și nu te uiți deloc pe podcast, ar putea să înțelegi de multe ori denaturat. Și cu ocazia asta vreau să le și mulțumesc tuturor publicațiilor care preiau informații de aici într-un mod veridic și menționează și sursa, că mi se pare un lucru Eu zic în felul următor. Mulțumește-le și celor care le mai împopoțorează un pic în titluri, dar nu trebuie să le mulțumim celor care nu dau sursa. Asta mi se pare o lipsă de respect, pentru că sursa este, în primul rând, eu din câte știu, e obligatoriu să treci sursa, nu te mint. Eu așa știu. Așa știu și eu. Că deontologic așa e. Dar pe partea aia de augmentare ușor forțată a titlurilor, eu am învățat pe parcursul anilor, țibul că să nu mai supăr, presa și ea trebuie să mănânce și ea o pâinică, nu? Și tu, în calitate de proaspăt creator de content pe YouTube, cred că ai învățat faptul că dacă n-ai un titlu bun, tată, poți să ai geaba. Tu cea mai frumoasă calitate a contentului. Nu se va uita nimeni. E dureros pentru un creator de content. Uite, am să ți-o spun cu mâna pe inimă. Am avut vloguri la care am muncit și în care simțeam că am avut energia aia, bă, monstru, înțelegi? Dar n-aveau titlu, că na, se întâmplă să nu se rupă un deget sau să se zgârie geleu, înțelegi? Și mergeau mediocru sau na, mediu spre bine. Aveai un vlog în care, bă, nu făceai mare lucru, dar se întâmpla o jantă zgâriată, o ce chestie, aveai un titlu și, puf, ce crezi? Sute de mii de vizualizări. Te doare un pic când te gândești că vlogul ăla în care te-ai agitat și ai făcut multe lucruri n-a prea mers, că n-a avut un titlu, și un vlog care a avut doar un titlu care, păi, un titlu, adică, înțelegi ce zic? Dar asta e regula nescrisă a titlurilor și a thumbnail-urilor, care sunt esențiale, cred eu, în clicuirea unui vlog, unui link, unui podcast, orice vrei să zici. Știi, deși pentru orice om cât de cât ancorat în realitatea actuală, adică până și bunica mea are 75 de ani, bunica mea, bă, Dumnezeu, și e pe toate platformele. Să binecuvânteze și să ajute. Doamne, ajută. Bravo. Bunica Florica e peste deci tot. Deci nu spune că e și pe TikTok. E pe TikTok, e peste tot. Ești nebun. Urmărește la orice oră. Atâta mă mai sună când mai are ea, mai aude că mă duc la televizor, că în rest e abonată peste tot, n-are niciun fel de problemă. Se uită, îi pune bunica mea pe YouTube, pe televizor, podcastul. Ea știe că joi seara e cu podcast. Într-o zi când am postat marți, ai zis, dar pe ăsta când l-ai postat? Era supărată că l-a ratat, n-a fost pe premieră acolo, pe live. Aceleași discuții le-am și eu cu maică-mea. Maică-mea are 66, că n-aș și eu să-mi mai cop decât tine și atunci e normal ca și maică-mea să tragă mai mult în zona ta de bunică. Dar de ce n-ai postat? Mm-hmm. Ce s-a întâmplat? Da, de ce la 10 și nu la 9, că ora e 9, dar de ce la aia? Da, doar că pe TikTok când am adus-o, dar în rest le are pe toate, da, într-adevăr. Pentru că n-ai nici tu TikTok. Exact, vezi, se ține în arborele genealogic asta. De ce nu vrei să te duci pe TikTok? Nu crezi în platforma asta? Pentru că mi se pare o discuție foarte importantă. Uite, am să spun răspunsul meu, pe care l-am mai spus până acum, dar poate n-am intrat atât de în detaliu în el. Eu sunt un tip pragmatic și îmi place să cred că sunt un om eficient.
Motiv pentru care am stat și am despicat firul în patru cu TikTok și am tras niște concluzii. Bun, ce se întâmplă cu acest TikTok? Ok. E o aplicație proaspăt apărută într-o țară care normal că o să dea drumul în blană la robinetul de vizualizări doar ca să-și atragă useri. Mm-hmm. La fel cum s-a întâmplat și pe YouTube acum câțiva ani când se făceau 100 de milioane de vizualizări la o piesă în limba română care să înțeprească Jackson. Cine o asculta? Că suntem 18 milioane aici acum. Toți 18 de 5 ori pe zi, în fine, nu mai contează. Eu cred că este o strategie de marketing a platformelor pentru a-și putea atrage clienți. Bun, am desficat pe 1-4, ok. Deci, cifre mari, TikTok. Sunt contracte pe TikTok, sunt branduri care își doresc TikTok-uri, undeva un 2-3-5% maxim. Am avut o singură plasare pe TikTok. Exact, bun. Deci, din punct de vedere business, low spre very low ca acceptance, da? Bun. Ok, păi de ce aș vrea eu sau de ce vrea un Pokimane să fie pe TikTok? Păi de ce? Pentru că îi oferă foarte multă vizibilitate, corect? Uh-huh. Îmi pare rău că trebuie să îl citesc pe nebunul de Abi, dar a zis-o foarte bine. A zis TikTok este platforma pentru cei care n-au succes pe Instagram. Nu vreau să fiu răutăcios, dar undeva a avut o doză de adevăr frumoasă. Și atunci eu am zis în felul următor. Pentru mine, să intru acum și pe TikTok să creez content, ar însemna o lipsă, o defocusare de la platformele principale, care pentru mine sunt și business-uri și sunt și suflet. Da? Adică mie-mi plac foarte mult platformele YouTube și Instagram. Am intrat pe TikTok, nu mi-a plăcut. Am găsit așa un pic de dezordine, nu știu dacă e obișnuința cu platformele mele și statornicia și... Da? Nu m-am simțit bine. Deci dacă nici nu mi-a plăcut, nici business nu e. Și mă mai și defocusează de la business-urile actuale și de la platformele în care am investit atât de mult. Și sufletește, și financiar, și din punct de vedere al factorului muncă numit timp. Păi care-i beneficiul, mă, tat? Că vrei să spun un lucru, Țibul, că... Românii mei mă știu, adică nu, n-aș mai investi în ceva care mi-aduce doar capital de imagine, că nu mi se pare business-wise. Uh-huh. Și mai mult de atât, vă mulțumesc, vă iubesc și vă pup. Fratele meu, păi eu sunt pe TikTok, ești nebun la cap. Eu sunt pe TikTok fără să fiu în continuu. Adică nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să-mi văd de lucrurile mele așa cum simt eu. Iar pentru mine TikTok nu e o prioritate acum. Păi în toată chiluțul am impresia că pe TikTok s-a născut, că a făcut Eurovision, a făcut bucata aia pe YouTube, dar aia s-a viralizat îngrozitor pe TikTok. După care abia devenise atât de cunoscut încât toată lumea o asculta. Eu țin minte, apropo de ce spuneam în debutul discuției noastre la raportat la Cheluțu, aveam un prieten în vara anului 2020 care avea un Cane Corso. N-avea nicio treabă cu un buldog francez. Să înțepenească Jaxana că îi spuneau Cheluțu. I-a schimbat numele în Cheluțu. Ai, l-a schimbat deci el? Deci pe ăla îl chema Ricky, Piki, Miki, nu știu cum dracul chema, nu mai țin minte. I-a schimbat numele în Cheluțu, că era negru. Deci nu știu cine e, eu te pup și îți mulțumesc, Doamne, ajută să-ți nici trăiască. Nici nu era câinele lui, un băiat Sava Alexandru, îi dăduse o fată să țină un câine la el. Și am băieți o poreclă temporară și ne băieți au plecat la mare cu mine. Eu nu știam de noată Cheluțu. Habar n-aveam în momentul ăla pentru că avea două zile trendul. Dacă de alea două zile am fost bat, n-am văzut TikTok-ul, n-am intrat, plus că oricum nu stau pe TikTok. Eu doar încarc acolo bucăți din podcast, atât. Nu aha, fac conținut special pentru TikTok. Asta mi-a zis și mie, iartă-mă că te întrerup, Shelly. Mi-a zis: "Păi, dar de ce nu faci frânturi din frânturi din?" Nu consider că e nevoie. Continuă. Mergi. Și mergeam la mare, cu ei mă duceau băieți la mare și tot auzeam discuții în mașină. Zic: "Băi, dar de ele i-a lăsat mâncare lui Cheluțu, i-a lăsat mâncare lui Cheluțu." Zic: "Dar cine dracu e Cheluțu?" Nu-l știi pe Cheluțu și îmi pun bucata. Hai, tati, noată, tati, nu ieșim afară încă, nu, nu, nu. Și atunci zic: "Bun, și ce treabă are câinele Dorian Popa, e la voi acasă?" Și că nu, că are asta un câine la el, îl chema într-un fel, dar i-a schimbat numele în Cheluțu când a auzit melodia asta. Iar chestia asta arată putere. Arată că, într-adevăr, tu nu mai ai nevoie să-ți concentrezi sub nicio formă activitățile spre a câștiga capital. Și aici voiam să ajung și cu discuția despre bunica mea, că până și bunica mea își dă seama ce înseamnă 2,1 milioane de abonați pe YouTube. Adică sunt cam toți oamenii care sunt pe YouTube în România. Da. Cât? Sunt 3 milioane de useri pe YouTube. Eu cred că aia sunt, cred că șeria aproape de pic, da? Și probabil noi mai avem câțiva și ajungem și noi pe acolo. De-aia nici nu mai aveți pe unde să mai creșteți foarte mult ca număr de abonați, pentru că aia sunt toți oamenii de pe YouTube. Adică e atins punctul maxim. Acum e doar challenge-ul de a aduce noi oameni pe platformă, care mi se pare și mai complicat, dar cu adevărat notorietatea ta se vede în momentul în care tu
creezi trenduri efectiv. Adică toată țara vorbește despre câinile tău, toată țara știe ce faianță folosești la, la casă, pentru că din nou am un prieten care și-a luat un apartament, vrea să-l dea în chirie și și-a luat de la SSAB pentru că a auzit de SSAB la Dorian Popa. Prieten din armată, adică niciun fel de legătură cu publicul pe care oamenii l-ar judeca a fi public țintă pentru Dorian Popa. Te-ai gândit că nu, adică nu e un copil, e un om de vârsta mea, ofițer în armată. Eu văd, mă, că eu văd în Insights, uită. Dar nu stau acum să trezesc tot poporul și mapamondu care ține neapărat să sublinieze faptul că urmăritorii mei au 12 ani. Hei, domne, uite-te la Insights la mine și vezi că n-au 12 ani. Din potrivă. Doamne, te rog din suflet, Doamne, fă de așa natură încât cei mititei să se uite la mine de aici încolo, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Și aici e o chestie foarte importantă pe care și mafia o zice. Știi că zice mafia la un moment dat, acum majoritatea avem vârstă de votare? De ce? Pentru că dacă tu întotdeauna îți îndrepți atenția către tineri, către publicul tânăr, către copii, că ei sunt viitorul, da? Ei vor crește cu tine și îți vor rămâne fideli cei care au crescut deja. Cu greu se vor întoarce cu spate la tine dacă nu îi dezamăgești sau dacă nu faci vreo boroboață, vreo gafă majoră sau poate nu neapărat majoră, ci o gafă lejeră, cum ai făcut și tu, pauză de 3 luni. Normal că dacă tu faci pauză de 3 luni și cel care te urmărește și ți este dedicat poate să zică, bă, știi cum e, ochii care nu se vă se uită. Dar eu consider că, înspre a mă întoarce la ideea principală a întrebării și a răspunsului, focusează-ți atenția către publicul tânăr. Nu sta să demonstrezi nimănui ce public ai tu și vis-a-vis de subiectul pe care tu îl propusesești, cred că la un moment dat jocul mai este și despre nu neapărat hai să avem mai mulți urmăritori, ci hai să vedem cum facem să-i ținem la fel de conectați pe cei pe care îi avem, să nu scadă engagementul, ba mai mult, dacă reușești să-l și crești, ești și mai șmecher, și mai mult de atât, fără nicio rușine că m-am săturat, bă, să toată lumea se ascunde de bani, de faptul că platformele astea sunt și niște platforme care sunt un business. Mă, e foarte important ce return ai către clienții tăi. Că tu degeaba faci 700-900 de mii milioane de vizualizări dacă în urma unui vlog în care ai un product placement sau o sponsorizare sau o colaborare cu cineva, tu întorci zero clienți. Uh-huh. Adică, înțelegi? Degeaba ai. Și nu e un secret faptul că sunt canale de YouTube și de vlogging, dar poate mai mult de muzică, care fac o tonă de vizualizări și nu prea au return financiar foarte mare, că sunt doar banii din vizualizări, care știm cu toții că în România sunt vai mama lor. Uite, și aici e o discuție și vreau să te întreb niște lucruri legate de treaba asta. Backpack Your Life e unul din, nu e unul, e cel mai tare vlogger pe travel din România. Bun. Eu îl urmăresc din perioada în care te urmăresc și pe tine, ba chiar dinainte, pentru că el făcea, era pe YouTube dinainte de a face tu vlog. Da, știu, știu asta, da. Și a fost invitat aici la podcast de două ori chiar, iar de la prima vizită a lui aici în sufragerie până la cea de-a doua, a făcut o schimbare de strategie destul de tricky din punctul meu de vedere. El era ca și tine daily vlogger, doar că pe zona de travel, dar posta aproape zilnic. Bun. La un moment dat și conținut de vreo 15-20 de minute maximum, bun. Adică exact durata media unui vlog de la Dorian Popa, la un moment dat a zis că bă, hai să schimbăm strategia, hai să fac un singur vlog pe săptămână, de 45-50 de minute. Wow. Și atunci îți dai seama că evident survine următoarea întrebare. Eu din nou nu mă ascund nicio după deget sub nicio formă. Podcastul pentru mine din vizualizările pe YouTube a produs mai mulți bani decât am produs eu în ultimii 2 ani de zile. Adică, da, sunt sigur, nu, deci nu, banii nu sunt de neglijat, doar că în raport cu campaniile sunt de neglijat, știi? Categoric, categoric. Așa. Iar în momentul ăla, îți dai seama că imediat mi-am pus întrebare. Zic, bă, stai puțin, Dorian a făcut 13 vloguri de la Paris, sau în orice caz, foarte multe, că urmăresc vloguri de la Paris de la Paști și au trecut 2 săptămâni și tot aștept daily vlogulescu cu update de pe Șantierescu. Asta vreau să văd culoarea la Căcănescu la casă. Mai am încă vreo 8-9 vloguri din Paris acum. Încă 8-9. Am făcut 21 de vloguri, mă. Eu cam în 5 zile cam atât atrag, 20 de vloguri. 21, okay. 9 pe 22, sub 19 nu scad, pentru că sunt de părere că sunt foarte multe lucruri de văzut și de arătat. Acum a fost oricum o perioadă un pic incertă și am sesizat-o și în vizualizări din cauza faptului că a fost cu 1 mai, primul 1 mai fără restricții, primul Paște fără restricții. Eu cred că oamenilor săptămânile alea două cu Paște și cu 1 mai nu le-a păsat de internet și de nimic, dar în aceeași ordine de idei invoc mai același... Zilele alea ploiase, exact când ne-am văzut noi atunci. Alea, exact, exact. Dar nu-i mai puțin adevărat că eu invoc raționamentul pe care mi l-am creat de ceva ani de zile.
atunci când este cel mai jos YouTube-ul, atunci să postezi și să nu te lași. Uh-huh. Pentru că dacă el e jos și tu spui, aia, oricum se uită nimeni, că nu mai postezi nici eu, drop-ul tău, părerea mea, că va fi dublu. Drop-ul. Eu am experimentat-o. Adică eu zic așa, bă, când merge prost, atunci dă-i cel mai tare. Uh-huh. Dă-i și pe Instagram și peste tot am aceeași zicală, pentru că nu e un secret faptul și cred că și cei care ne urmăresc și tu ai sesizat faptul că Instagram-ul se mărăge, Axana, zici că e un mig în cădere, nu înțeleg ce se întâmplă. Crește Facebook-ul, scade Instagram-ul. Niciodată n-au crescut simultan. Eu asta am observat. Păi da, din câte știam eu, tovarășul Zucchero își dorea să rămână cu Facebook-ul pe parte de business și cu Instagram-ul pe parte de socializing și oameni. Oarecum da, numai... Și mi se pare o alegere, iartă-mă că te întrerup, mi se pare o alegere proastă să lași Instagram-ul într-o astfel de derivă în contextul în care TikTok prinde din ce în ce mai multă amploare. Mm-hmm. Dar ce mă ține pe mine liniștit, quasi liniștit, că mai am și un momentele mele de panică, este faptul că TikTok-ul ăsta, el prinde amploare, dar vezi că nici pe afară nu prea face bani? Am văzut, da. Nu prea face bani. Am văzut. Adică e într-adevăr, e super hype, este extrem de mare expunerea, dar nici prea afară nu prea sunt deal-uri pe TikTok. Să mă ierte Dumnezeu. Eu zic afară mă refer USA, că Europa nu mi se pare așa, știi, okay. Referință. Bine, USA clar nu o să facă niciodată bani, pentru că cred că acolo este și o politică a marilor branduri de a nu investi într-o platformă chinezească. Și atunci iartă-mă că-ți spun, dar dacă îmi permiți să-ți spun, USA dictează tonul. Așa că dacă USA zice TikTok will never make money, ok. Despre asta e vorba până la urmă. Pentru că vorbim de marele duel, da, USA versus China. Cam și da. Greu vreodată să lase TikTok-ul să înflorească, dar ce mă miră este că mă așteptam, nu știu, în perioada asta Instagram-ul să explodeze cu extra opțiuni, cu să mai dea și ei drumul puțin la robinețel ca să nu înhăs Johnule. Dar, pe de altă parte, mă mint sau nu mă mint în fiecare seară frumos, nu știu. Zic, mă, poate e felul lor de a ne testa, cum să spun eu, fidelitatea. Ia să vedem, dacă îi lăsăm un pic în pom, pleacă pe TikTok sau... Bine, cred că e și efectul faptului că a mai căzut foarte mult din piață odată cu retragerea, faptul că rușii, de exemplu, n-au voie să mai folosească TikTok, n-au voie să mai folosească Instagram și Facebook. Pe lângă, a căzut o piață mare, da, pentru da, că multe dintre femeile pe care le regăseau... Știu și am auzit. Domnii pe Instagram nu prea le mai vezi, decât alea care au ajuns prin Maldive sau care folosesc VPN. Nu știu, că acum râd ca prostul pentru că am auzit că modelele din Rusia își tăiau genții lui Chanel și lui V și nu știu ce, știi? În fine, da. Bine, mă rog, alea sunt niște cazuri izolate până la urmă, îți dai seama că pentru el e o dramă. Adică imaginează-ți cum ar fi ca de mâine să-ți spună că, bă, nu mai poți mai folosești nicio platformă de asta, că tu ai buletin de domnești. Nu mai voi. E o dramă pentru care, mă rog, da. Nu stau să intru foarte mult în substraturi, dar asta cred că efectul se resimte și asupra platformei. Dar apropo de bani ăștia făcuți pe TikTok, o să mai fac o mică paranteză și după aceea o să revin la întrebarea inițială legată de modalitatea ta de a posta pe YouTube, pentru că sunt chiar foarte curios și cred că și mulți dintre oamenii care ne urmăresc se gândesc la asta. Am mai observat oameni care fac într-adevăr bani pe TikTok, dar fac într-un fel în care, să mă ierte Dumnezeu, să moară Jaxana că ajungi la cerșeală. Despre asta vreau să vorbim. Nu știu, bă, vrei să spun un lucru. În primul rând vreau să încep prin a sublinia faptul că nu vreau sub nicio formă să jignesc sau să lezez gamerii care se joacă în live și care cred că se apropie un pic ca modus operandi de treaba asta pe care ai invocat-o tu. Acolo este o cu totul altă situație. Însă treaba asta am auzit și eu cu statul pe TikTok și scălămbăitul și măscăritul pe acolo și n-am o problemă, și eu mă măscăresc. Și eu sunt un clown și întotdeauna am susținut faptul că aș aprecia dacă oamenii ar înțelege simplu fapt că vreau să-i fac să râdă, dar niciodată n-am întins mâna like, ok, știi? În sensul că dacă văd că atunci când fac vin banii, să încep să fac în continuu. Înțelegi? Adică nu știu, mi se pare un pic de mână întinsă. Mi se pare fascinant că aia își scriu pe frunte, dar nu iau în calcul faptul că filmându-se cu front camera se vede în oglindă. Toți au scris invers. Dacă și-ar scrie poliția, citești Aițilop, știi? Aițilop, da. Da, ce să zic. În fine, ciudățel, un pic, dar eu consider că fiecare are dreptul să aleagă.
și să facă absolut ce vrea, atâta timp cât nu face rău unei terțe persoane. Deși și asta e oarecum discutabil, pentru că dacă faci chestia asta și o tot încurajezi și te duci până în pânzele albe cu compromisurile pe care le faci pentru remunerații financiară, cred că e un semnal destul de negativ. Sunt din punctul de acord cu tine. Dacă de la face live-urile astea pe TikTok ca să faci niște chestii și ajungi la discuta în podcasturi cât de smart este să faci asta și a face întreaga generație să înțeleagă că asta trebuie să faci, acolo deja intervine greșeala. Dar a face asta doar pentru satisfacția pecuniară nu mi se pare neapărat atât de grav. La fel cum am spus-o și o mai spun încă o dată cu zâmbetul pe buze, sunt și alte lucruri care nu mi se par, cum să spun eu, deranjante neapărat pentru societate, cum ar fi, știi, am mai deschis subiectele astea, OnlyFans, video chat, dar consider că nu trebuie promovate, consider că nu trebuie nici neapărat blamate, dar eu zic că, na, și în zona lor acolo, mă, dacă tu vrei, Doamne, ți-a dat o viață, e alegerea ta, dar gândește-te foarte bine atunci când faci o alegere, că s-ar putea să nu te coafeze din toate punctele de vedere, știi, să pară interesant doar la început, că sunt niște bănuți, că e mai ușor să pui mânuța pe ei, dar important este să te gândești întotdeauna la the long run. Bă, dar eu peste 7-8 ani mă văd tot făcând live-uri pe TikTok sau pe Jasmine sau eu știu, depinde unde activezi. Și dacă te vezi făcând asta și, repet, regula inițială de bază, nu faci rău unei terțe persoane, nu-l super pe Doamne, respect cele 10 porunci. Fiecare cu hâț, Johnule. Cu hâțul lui. Cu fiecare cu hâțul masic, cum s-ar spune, știi? Uite, apropo de asta cu hâț, e o întrebare foarte bună din partea lui Măciucă și promit că după aia revenim la asta cu YouTube-ul. Eu atunci când am început să te imit pe tine, nu studiasem personajul. Adică nu era ca și cum vreau să-l imit pe Dorian Popa. Ce caracteristici are? Și să faci fișa personajului și așa mai departe. Pur și simplu m-am uitat de atât de multe ori la tine, încât la un moment dat, instinctiv, când cineva mi-a adus aminte despre tine la o masă, am început să fac "Hăs, Johnule!" Mi-a venit deodată. Primele două cuvinte pe care le-am rostit, cum un copil rostește mama sau tata sau papa sau pipi, am rostit "Hăs, Johnule!" De unde ți-a venit asta cu hâțul? Cum ai, pentru că e o chestiune, cred că eu țin minte și acum, era o dată în anul 2018, când tu aveai mașina verde, am povestit și în podcastul cu Nicolae Tant, care o să urmeze săptămâna viitoare, am povestit despre faptul că la un moment dat am ieșit de la ziua lui Lino din centrul vechi și nu găseam taxi de nicio culoare. Te-am văzut pe partea cealaltă de Dâmboviță, pe splaiul cealaltă pe lângă curtea de apel, și am zis că, bă, la sigur e Dorian Popa, că nu mai are nimeni mașina fosforescentă în București. Se vedea un punct așa, ca un OZN trecea. Doamne, ce frumoasă a fost culoarea. Și atunci, în anul ăla, pe EMAG, cel mai căutat... Știi, ai văzut? Da, cel mai căutat după Brad și mai era ceva, era Brad, după aia nu mai țin minte ce produs, și al treilea era mașină de jucărie cu mare Dorian Popa. Să vezi că au mai fost multe, Adidas și lui Dorian Popa. Cred că hâți, Johnule, după salut și bună dimineață, bună ziua, bună seara, noapte bună, sunt cele mai cunoscute cuvinte din România la momentul actual. Bă, frate, a fost o în primul rând, iartă-mă că te-am întrerupt, dar trebuia nu, să intru asta era întrebare. A fost o mega întâmplare, a fost iarăși o chestie, eu nu vreau să devin redundant sau obositor, dar eu sunt credincios, cred că a fost o chestie pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o. N-aveam cum, țibulcă, vreodată în viața asta să mă culc sau să mă bag în pas să zic... Ce cuvânt descoper mâine ca să fie un fenomen de marketing care să genereze de aici încolo ani de zile lucruri. Nu, mă, frate, m-am trezit țipând ca idiotul, hăț, dar nu știu de unde dracu, Doamne iartă, mă înțelegi? Ideea e că am spus asta și trebuie să fiu constant. Onomatopeul, interjecția hăț, e veche, tată, hăț. Da. Nu știu cum am ajuns eu să pun H acolo, e drept. Da, e veche și am eu o fază pe care nu o uit niciodată în anul ăla și chiar vreau să mă lămuriți. Când a fost, mă, România șmecheră la mondiale? 98 sau 94? Că e o chestie discutabilă. 94, 98 90... am trecut de grupe, dar cred că ne-a scos... Deci nu la Coupe de France? Coupe de France n-a fost în 98? Ba, da, no, eu așa știu. 98 a fost Coupe de France. Dar și n-am fost așa buni? Cel mai sus am ajuns... Când am ajuns cu Anglia în semifinale atunci?
Nu cu Anglia, cu Suedia am ajuns. Am fi ajuns în semifinale dacă nu apăra Prunea. Dacă rămânea Stelea, ajungeam în semifinale cu în Mondialul American din 94. Nu mai țin aminte. În orice să caz, ne ierte Cătălin Oprișan, dar greșim ceva. Da, sau să ne, să ne rămurească la comentarii. Știu clar că a fost o pasă de-a lui Hagi sau ceva și comentatorul a zis: Hați, i-a furat pasa. Asta mi-o amintesc. E un flash de la aici, nebun. Îți dai seama, okay, aveam cât? 6, 7, 8 ani, da? Și Johnule, super simplu, super transparent, pentru că sunt all about oferitul creditelor. Era un spot publicitar la ZU TV, băiatul meu, în care Connector spunea: nu e TV, e ZU TV, Johnule. Știi? Ok. De la dinainte de publicitate, înțelegi? Mm-hmm. Și mi s-a părut atât de cool și era în perioada în care venisem din Sunt Celebru, scoate-mă de aici, din Africa. Fusesem atunci la Pro cu super vibe, a avut emisiunea aia. Și ne-am întors acasă spunând toți boss, l-am luat de la Moroșanu. Boss, mm-hmm, în sus, boss în jos. Și mi-am dat seama în țară că treaba cu boss era like, nu neapărat văzută bine. Și zic: mamă, cum scap de bossul ăsta, ești nebun? L-am auzit pe tovarășul Relu pe Connector și zic: gata, Johnule va înlocui bossul. Hăți, Johnule. Și de acolo, și de acolo, sincer, aici este un pic din meritul pe care trebuie să-l dau mamei mele, pentru că m-a făcut descurcăreț. Am simțit-o și când am plecat în Asia Express, am zis lui maică-mea: bă, zic, orice ai face, spui hăți. Da, pentru că acolo mi-am dat seama că trebuie să fac cumva să o viralizez. Adică știi cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în buzunar, da? Ți-a pus în brațe un diamant, dar e murdar că l-ai găsit pe jos. Și tu ai două variante: să te uiți la el, să te duci repede să-l vinzi, ia uite ce așa, sau să-l șlefuiești un pic înainte să-l vinzi. Vezi, mm-hmm, că s-ar putea să-l vinzi mai bine. Și am zis, zic, ok, s-ar putea să avem un fenomen de marketing, hai să pușuim un pic. Și după Asia Express a fost wow. Păi da, că tu după Asia Express ai bubuit și pe vlog foarte tare. Da, adică bine, da, tu ai rupt, da, din prima cu vlogurile pentru că ai atacat super țintit. Dar o să revenim la această perioadă de început, că am multe curiozități legate de astea pe care nici măcar personal eu n-am apucat vreodată să te întreb despre ele și cred că e ocazia perfectă de a o face. Asta revenind la programul tău de postat pe YouTube. De ce, de exemplu, din 21 de vloguri din Paris de 12-15 minute, sau cât au ele, cam pe acolo, cred că da, sunt. Da. De ce nu ai ales să postezi un singur material de o oră, să zicem? Pentru că, dacă vrei să mă întrebi pe mine din experiența proprie, adică, din nou, vorbim cu super multă transparență despre chestiunile astea, pentru că nu stăm să păcălim pe nimeni, până la urmă, ori cine vrea să afle, poate afla oricum. Încasările tale pe YouTube, deși ai 2,1 milioane de abonați, sunt undeva la jumătate față din încasările mele într-o lună, deși am nici 60.000 de abonați. Și asta pentru că e un watch time mult mai mare în principiu. De acord, dar, pe lângă watch time-ul mare, vezi că mai este și efectul de început de drum. Pentru că a făcut la un moment dat un Shelly, o chestie, Shelly, un vlog foarte mișto. La el mă refer eu, de acolo știu, exact, revenue-ul, de exemplu. Da, și am observat că atunci Codin era la început și avea dublu față de mine. Da, avea mai puțin față de mine și atunci. Da, dar cât ai tu de când ai revenue-ul ăsta? Ai, să spunem, zi-mi în timp, cât ai? A explodat în decembrie anul trecut. Păi deci adică ai 6 luni. E a 6-a lună, da. Dă-i 2-3 ani și vorbim după aia despre revenue. Ok. Cam avut și eu așa revenue și la... Eu n-am stat să intru atât de tare în detaliu, dar mie nu mi-a crescut neapărat watch time-ul de la vlogurile mai mari. Ok. Da? Și atunci am zis, ok, înseamnă că la mine e vorba de cantitate. Omul așa-și dorește zilnic. Plus că am observat că îi deranjez foarte mult pe oamenii mei atunci când nu postez zilnic, pentru că s-a creat rutina aia. E un soi de matinal. Înțelegi? Și eu am încercat să fac vloguri mai lungi, dar nu pot să-ți spun că îmi saltă neapărat cu mult watch time-ul. Și atunci nu e o alegere bună să le fac dacă ele nu saltă. Adică, uite, luăm un exemplu concret. Da? Ai un vlog de 15 minute cu un watch time de 7, să spunem, da? Ok, da. Dacă tu îl faci de 30 și watch time-ul nu-i măcar dublu de 14 și e doar un 8-9, păi ce faci? Adaugi 15 minute, care înseamnă minute considerabile. Multă muncă. Doar pentru 2-3 minute de watch time? Sau mai bine spargi în 2 zile și ai watch time-ul tău de 7.000 și îți faci treaba ok cu el. Bine, acum nici nu știu cum s-ar comporta canalul tău de YouTube dacă tu ai livrat deodată conținut de o oră. Nu cred că ar duce canalul meu așa ceva. Și mai e o chestie. Din punctul meu de vedere, ăștia sunt anii podcastului. Da. N-ai cum să te bați cu un curent. Mm-hmm. N-ai cum să te bați cu un curent. Curentul trebuie să se întâmple. Bravo vouă, trageți tare, rupeți în două, pentru că oamenii acum sunt o sete extremă de podcast. Dar gândește-te că on the long run s-ar putea să nu fie chiar așa exciting ca în primele 6 luni.
Mai mult de atât, o să treacă curentul de podcast și nu o să mai fie oamenii atâleșinați de podcast și o să apară probabil Momcast, care o să fie la mare nebunie și toată lumea o să-și facă Momcast. Să vorbească cu mamele, dar tu și acolo ești boss, că o chem pe mamișor și mamele. Sunt fel de fel de curente, mă. După aia Grandpa Cast face Mircea Bravo cu bunicsa. Grandpa Cast și tot așa, dacă te iau acum la prețurile lui Mircea Bravo, un pic ne crapă obiectivele aici. Apropo de încasări și de bani. Da, cool. Da, nu, Mircea e un spărgător de bariere în direcția asta. Mircea este un băiat foarte deștept și eu îl apreciez pentru chestia asta. Noi suntem foarte underrated, în sensul că deși facem bani mulți, nu este o rușine și în continuare trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, în raport cu ceea ce se întâmplă afară sau în raport cu prețurile pe care le impuneau televiziunile când beneficiau de monopol, bine, oligopol, că nu era o singură televiziune, erau câteva mai multe, prețurile acolo erau... Da, da. Bine, dar știi că unele televiziuni și acum vând foarte scump. Ia-ți o reclamă de televiziune în prime time de 2 minute jumate, cât are un insert, să spunem, pe un vlog. Ia tu 2 minute jumate în prime time. Păi te costă la ProTV, îți spun eu acum. 45.000 minutul, te costă 120.000 de euro. Uite, vezi? Nu, 150, te costă 120.000 numai să apari, dar trebuie să apari cu ceva. Da, da. 120.000 numai să apari odată. Ia mai fă și reclama, ea mai plătește și artistul sau influencerul sau actorul, că trebuie să ai ceva. Poți să ai cu mai multă imagine sau cam mai puțină. Și zile vezi, de filmare, și vezi tehnică. Că vine fratele tău și ți-o spune în felul următor. Tu ai cumpărat 2 minute jumate, ai zis 120.000, hai mai pune și producția încă, du-te până în aproape de 200, zi 150-200 range-ul și apar 2 minute, după care... Dar n-ai voie să intri o singură dată în prime time, adică tu cumperi un pachet, tu apari de cel puțin 10 ori, deci 1.000.000. Înțelegi ce spun? Adică ai apărut odată și ai plecat. Gândește-te că eu asta le spun și clienților și prietenilor mei. Bă, frate, pe YouTube reclama rămâne, mă. Ani de zile, adică cine intră acum să uite la un vlog de ale mele și prinde un vlog cu un insert, să spunem, vlogul poate să fie și de acum 2 ani, nici de mă. Da, da. Și nu e vorba de campania, pentru că și chestia asta, de exemplu, eu discutam cu mai mulți oameni din piață la un moment dat, există și campanii de-astea care, știi când îți dă link-ul atribuit, că vor să vadă câți oameni au intrat de la tine. Cum convertești, rata de conversie. Ceea ce, pe de-o parte, e bine pentru un anumit soi de business-uri, dar pentru alte brand-uri, din punctul meu de vedere, nu ăla ar trebui să fie target-ul, ci notorietatea pe care o câștigă brand-ul. Dar eu le spun din start. Păi, stai puțin, hai să facem un pic de diferență. Sunt contracte care sunt de sales și contracte care sunt de awareness. În primul rând, din campanie, poți să-ți dai seama când e vorba doar de awareness. Și în al doilea rând, eu le spun clienților direct și agențiilor o chestie cât se poate de transparentă, că în primul rând nu e interesul nimănui să ne mințim reciproc. În principal, când te îndrepți către un capital de imagine mare, în principal te îndrepți pentru awareness. Pentru awareness. Că îți dorești și convertire la un loc și că dacă cu cât e conversia mai bună, cu atât crește probabilitatea să mai lucrezi cu artistul ăla sau că artistul ăla să fie căutat în piață, da. Dar, în principal, vii pentru awareness. Pentru că atunci când aveai reclamă pe TV cu Neymar sau cu Iulia Vântur sau cu Andreea Marin, dau exemple random... Îți șepe acolo toți trei la aceeași categorie. N-aveai toată rată de conversie, ești nebun? Ce rată de conversie? Păi, dar ce aveai tu link dedicat pe ProTV sau pe Antena 1? Și nu, băgai reclama și sperai să ajungă la cât mai multe inimi și în cât mai multe creiere și asta să se transforme într-o conversie. Dar dorința de bază, fundamentală, chintesența, este awareness. Evident, ce facem? Da. Ne-am transformat acum în... Da, ok, sunt absolut sigur că sunt oameni pe piață care lucrează și pe în ritmul ăsta. Cu hai să-ți arăt cât pot să vând eu. Go for it. De-aia eu de cele mai multe ori refuz venituri din... cum se numește? Procent din vânzări. Mie când îmi spune cineva de chestia asta, zic, bă, zi drept că n-ai bani. Nu mă lua cu de-astea, te rog frumos. Ce e asta? Că îmi dai tu 50% din nu știu ce vânzări fac eu? Nu e mai puțin adevărat că poate să fie un boom. Poate, dar implicarea ta trebuie să fie jumătate cu acelui care are business-ul. Adică tu automat te transformi în acționar cu acte în regulă. Exact, da. Și trebuie să renteze dacă tu... De așa nu mai bine îmi fac eu business-ul meu? Zici să fac pentru altul chestia asta. Eu încerc să fiu cât se poate transparent cu clienții mei. Niciodată nu mi-a plăcut să-i mint. Uite, mai ales acum e o chestie ciudată pe Instagram, nu știu dacă apuca să o vezi. Au început ăștia să dea jos giveaway-uri, să știi ce zic? Da, pentru că erau spam-uri și de astea. Eu le spun clienților mei din start.
Eu nu am nicio problemă să facem giveaway, unul la mână. Doi la mână, eu le impun tuturor clienților mei premii mari, pentru că eu nu înțeleg cum poți să te raportezi la 2.400.000 de oameni și să vii cu, nu știu, un premiu de 50 de lei sau 100 de lei sau 100 de euro. Hai, de... Nu, tată, bagă mâna în buzunar, că e un giveaway, dar pentru 2.400.000 de oameni, unul la mână. Și doi la mână, există probabilitatea să cadă giveaway-ul. Ce facem? Și eu le ofer clienților mei un pachet înlocuitor de giveaway. Mm-hmm. În cazul în care scade. Deși răspunderea nu e a mea. Pentru că, obiectiv vorbind, dacă o agenție sau un client îți subcontratează un giveaway, automat își asumă responsabilitatea textului și a regulamentului, care la rândul lor, text și regulament, îți pot da sau nu jos giveaway-ul. Mm-hmm. Deci, teoretic, eu nu greșesc cu nimic. Eu apar în poză, eu îți țin premiu, eventual și pe cheluțu. De ce aș răsplăti eu picarea giveaway-ului? Dar pentru că îmi doresc ca toți clienții mei să fie fericiți, am un mini pachet în funcție de când cade. Fii atent ca să vezi până unde m-am dus. L-am stat și l-am gândit cu Cori. Dacă scade giveaway-ul în primele două zile, avem mai multe livrabile. Dacă scade în intervalul 2-5 zile, avem mai puține. Și dacă scade în ultimele zile, chiar mai puține. Pentru că de ce? Obiectiv vorbind, într-o colaborare de tip giveaway, de cele mai multe ori brandul urmărește creșterea în urmăritori, da? Awareness. Giveaway-ul vrea numai awareness, să fim serioși, da? E, în contextul în care ție giveaway-ul scade, mi s-a întâmplat, sau am văzut și pe la alții, îți cade în ziua 5-6 și ai făcut deja 5, 10, 15, 20 de mii de followeri, păi... Că ți-ai cam făcut awareness. Ce mai vrei acum? Și, știi, răsplată că a căzut în ultima zi? Doar că ce este cel mai deranjant și mă bucur că ai deschis subiectul ăsta, e prima oară când discut public, este faptul că poate unii oameni nu cred, nu știi cum să le spui oamenilor că tu nu mai poți să le dai premiu. Mm-hmm. Deci dacă ți-a dat odată giveaway-ul jos, nu mai poți nici să-l urci, nici să găsești cumva comentariile care erau acolo, să zici că extragi. Că nu mai găsești în arhivă. Nu mai există. Și n-aș poa că te simți prost față de oameni, știi? Dar eu întotdeauna am postat prin scrinurile alea în care scrie Community Guidelines, your post has been removed, bla 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 bla. Și na, nu e. Bine, într-adevăr, și asta cu răspunsul oamenilor la chestiile astea, și asta s-a mai schimbat oarecum, pentru că la început erau țepeși la nivel de... Au fost tone de țepe, frate, și ce vorbim? Cred că încă sunt țepe, adică eu, la mine, ți bulcă, știi cum e... E totul contractat și contractual scris până la ultima virgulă. De ce mi-am luat atâția pumne în barbă încât am zis în felul următor? Și le spun și colaboratorilor mei, mă, cu cât e mai bine l-a pus la punct contractul ăla, cu atât vom rămâne mai prieteni. Că știm fiecare, mă, ce am semnat că facem. Tu că stai într-o mână, eu că stau într-un picior. Păi aia facem. Categoric, da. Știi? Dar când e așa la hai să semnăm că facem ceva și vedem noi, no good. Uite, apropo de colaborări și despre branduri care să cât se poate de open în direcția asta, prietenii noștri de la Beciu Domnesc sunt cei care susțin acest podcast. Septrus este vinul pe care îl servesc doar eu în această seară, pentru că Dorian a fost la sală înainte și nu pot să arăs ca Dorian Popa dacă bei ca țibulca asta, să vă zic eu sigur, că am încercat. Ce bău ești, bagăcea, ce bun a fost asta. Dar... tocmai de aceea ne-am și gândit, deși eu beau un Pinot Noir și Cabernet Sauvignon, adică un rosé potrivit temperaturilor, și deși Nicolae Tand vă va învăța săptămâna viitoare cum trebuie să beți asortat la anotimp, dar și la mâncare, Dorian Popa este cel mai mare iubitor de carne roșie pe care îl cunosc eu din România. Nu am fost la nicio masă cu el la care să nu mănânce vită. Ești documentat, mă place. Scapă lui un berbecuț, astea, dar din greșeală, na. Numai cine nu mănâncă nu greșește. Jos pălăria asta, să mă arăge Axana, odată la o oră îți dă cât un cadou, știi? Ca să, numai să că e ultimul. Băi, îți mulțumesc. Aici e un roșu de la prietenii noștri, de la Beciu Domnesc, din gama Septrus. Sper să-ți placă. N-ar avea de ce să nu-ți placă, mai ales că știi că la roșu, dacă bei așa o jumătate de pahar după cină, chiar merge. Păi hai să-ți spun de ce merge, dacă vrei să intrăm și un pic în detalii. Are resveratrol. Resveratrolul este un antioxidant extrem de bun. Nu o dăm în clișeul ăla lame cu sexul și cu... Că de la steroizi îți cade cucul. Efectul afrodisiac. Se știe toată lumea că are un efect afrodisiac vinul roșu, dar pe lângă asta el este sănătos. Evident, nu în cantități industriale, că atunci să mă arăge Axana că e rău, dar... Să mă arăge Axana că e jale. Că e jale.
Bun. Câte melodii într-una singură. Păi o să facem un mashup, știi? Ideea e că da, un pahar de vin roșu nu este rău, este chiar sănătos. Nu știu acum ce ciclicitate, adică dacă în fiecare seară sau odată la câteva zile. Dar depinde de țară, în Franța e în fiecare seară. Franța e în fiecare seară sănătos. Apreciez, îți spun, vreau să fiu sincer, apreciez faptul că ai știut. Știi? Că dacă îmi dădeai un vin alb, era like, ok, hai să-și facă omul treaba, hi-hi-hu-hu. Dar pentru că ai îmbrăcat-o frumos și, într-adevăr, eu beau numai vin roșu. Și uite că mai am un cadou. Da, aici trebuie să mă ajute domnul Nencione, pentru că am uitat să-l iau de acolo. Adu-te, rog, Miralibilibilis. Păi ai mințit, ai zis Miralibilibilis. Nu, mai, că am uitat de el, că am uitat să-l pun aici. Aveam la începutul filmării sulul ăsta de hârtie igienică aici pe masă. Am crezut că trebuie să fac ceva cu el, că nu am văzut aici, că am fost la cumpărături înainte și n-am apucat să văd ce s-a întâmplat. Dă-i și tu sticla aia, te rog, de Miralibilibilis. Ce înseamnă să mă ierte beciu, domnesc, că nu știu cum se cheamă. Iertați-mă, vă rog frumos. Ăsta e vin challenge. Ca să vezi dacă te-ai îmbătat, citești numele. Dacă l-ai citit corect, nu ești bat. Mirabilis Machina. Machina, da. Și ce e asta? E o specială ceva? E, o nebunie? E un roșu și mai special din gama lor, care o să-ți placă și mai mult și e un vin pe care îl știu de la Florin Ristei. Am plecat cu mâna plină, cum s-ar spune. Mai găsim niște cadouri, stai liniștit, că mai avem. Am și un parfum care am văzut că-ți place. Care mă, ce e? Am văzut, păi cum, bă, când ai fost la Iași, Chili, da. Chili, da. Când ai fost la Iași, mi-a zis Sara și Tom Cruise, Sara fiind sora lui Măciucă, Tom Cruise, soțul acesteia din dotare, mă sună de dimineață și îmi zic: băi, vezi că suntem în aeroport. Eu îi spusese, Tom Cruise, ca să ne înțelegem, el e român, dar e născut în Germania și n-are accent nemțesc, are voce nemțească. Că vorbește așa gros. Da, ok, da, știu. Deci vezi că sunt în aeroport. Că îi zisesem să se ducă la Obsentum în aeroport, ca să nu mai meargă până la Băneasa și așa mai departe, că îi plecau dimineața și seara la prânz se întorceau. Mergeți la Obsentum în aeroport și luați-mi și mie un parfum, că l-aveam pe creier. Poți să-l și zic, e un inițiu absolut afrodisiac, apropo de afrodisiac, și lui Măciucuță un alt parfum, că era Paștele. Și îi spun lor, nu știu ce zic, vezi că m-am întâlnit cu Hăț Johnule aici, duminică are niște treabă, știe tot aeroportul că vorbește tare. Bă, frate, eu nu mai pot să mă mai dezic de treaba asta. Da, vorbesc tare, să știi că toată încerc să mă controlez, mai ales în aeroportul și din astea, că îmi dau seama, zic, wow. Dar eu, băi, e nativ, așa sunt, dacă mă auzi vreodată vorbind cu maica mea, o să înțelegi și atunci o să dai vina pe ea. Pentru ea la fel vorbește? Wow! Wow. Păi, bă, maica mi-a fost soprană, ești nebun la cap. Tu îți dai seama ce auzeam eu pe în casă? Păi tu îți dai seama că eu când eram mic, ca să vorbesc în casă, trebuia să zbier. De ce? Pentru că toate televizoarele din casă, că se plimba din cameră în cameră. Și toate televizoarele erau date pe n-am sunt niciodată. Mezo. Na, că dacă îi spuneai, ai dat pe mezo, sau... Dorian, mezo. Ai înțeles? Ok. Și toate erau pe mezo și auzeai cum dând baie către dormitor, către aia numai... Stai seama tu că ți-era foame, trebuia să urli. Mi-e foame. Și normal, știi, Gionuțule. Din moș strămoș, familia Popa fiind numai în gălăgie, s-a adaptat, știi, ADN-ul, acidul dezoxiribonucleic s-a adaptat și s-a transformat în chestia asta gălăgioasă. Păi eu ce să fac acum? Să-mi iau un voice suppressor? Ce dracu să... Apropo de asta cu Mezzo, pe vremuri că nu existau televizoare de astea smart, am fost în casă la niște maneliști. După ce le-am bătat, s-a dus unul și le-a dat pe Mezzo și a ascuns telecomanda. Era o aia nenorocit că n-au putut vreo două ore până odată să telecomanda schimbe de pe Mezzo. L-a lăsat pe clasică, wow! Asta e un fel de tortură din aia cu... Da. De televizorul ăla m-am mirat și că prinde Mezzo, că el numai pe taraf îl vedeam în fiecare zi. Îți spun eu că multe televizoare prindeau Mezzo, să știi. Uite, apropo Mezzo. Da, toate prindeau, la un moment dat, cel puțin. Pe mine mă speria, pentru că erau de alea cu Fantoma, de la operă, cu nu știu ce. Pe mine opera mă speria foarte tare. Deci ai și tu câteva sechele cu Mezzo, observ. Okay. Am avut un unchi care a murit când eram eu mititel. Tot așa, era solist la operă. Gelul Gheorghe Popa și soția Vionica, la fel, era și a solistă la operă la Iași. Și când au murit, am fost prima dată la clădirea, în foaieul teatrului. Chestia m-a speriat teribil, după care când am crescut și am început să mă uit la Batman și am văzut cum a plecat ăla de acolo din timpul spectacolului, vă leu, câte similitudini și câte conexiuni se făceau în capul meu. pe Mezzo erau, deci eu cred că e italian, nu e Mezzo?
Nu e franțuzesc. Pelezo. Il est mezzo. Tu dois dire mezzo. S'il vous plaît. Sur mezzo, chaque soirée. Oui. Când mai uitam eu pe ala, pentru că era așa aproape de Cartoon Network și alea la care mă uitam eu. Când ajungeam acolo, era câte unul vopsit, așa, ca jokerul, mă speriam. Zic, Doamne, ce-i cu asta? Și e și creepy pentru un copil să audă muzica aia, destul de creepy. Bă, se zice că a nu-ți plăcea acel stil muzical, e o formă de incultură, apoi... Dar la 5 ani ar fi aruncați cu pietre în mine, numiți-mă incult, nu se lipește de mine opera bel canto, canto clasic. Nu pot, nu știu, nu, mă plictisesc, mă, frate. Nu cred că mai e... În 2022, anul în care să ne mințim pe noi în primul rând și să-i mai mințim și pe ceilalți. Nu e, tată, dacă nu ești făcut să te duci la operă sau la balet, mai bine nu te duce, că doar să te duci acolo și să-ți rozi dinții, să-ți aduci bruxismul în organism doar pentru a crea o imagine, mi se pare aiurea. Iar dacă nu-ți place, nu-ți place, punct. Plus că, apropo de business-wise, nu mai e rentabil, pentru că a scăzut reach-ul pe Instagram și nici poza pe care îți faci de la teatru nu mai ajunge la toți oamenii pe care vrei tu să-i minți că ești cult. Despre ce vorbim? Uite, apropo de chestia asta cu paralela dintre 2017, anul în care tu ai început pe YouTube, și 2022, și de transparența ta, pentru că eu chestia asta o apreciez foarte mult. Și felul cum, de exemplu, te-ai raportat la Mircea, țin minte că prima dată ai dezvăluit cifrele astea lui, care oricum erau publice pe listă, firme, pe toate astea, chiar într-un vlog de-al lui, de-ale lui, pardon. Da. Când te-a oprit el în Cluj, da. Erai la Toulouse, acolo, la cafenea. Total coincidență, habar n-aveam, l-am văzut filmând, el m-a văzut, a trecut pe lângă mine, cred că s-o fi gândit, bă, să nu fie cringe, dar după aceea s-a întors și am apreciat foarte mult chestia asta. Mi-a plăcut foarte mult întrebarea lui, a fost extrem de pertinentă, și pentru că el e un tip jovial și glumesc și inteligent pe lângă asta, dacă l-am simțit, nu mai simte cum a fost chiar momentul, dar știu că m-a luat, el a început jocul, spunându-mi că cel mai scump din țară, și eu i-am răspuns foarte elegant, pentru că am simțit că îmi pot permite, zic, stai așa că nu-s chiar eu cel mai scump, că ce-am auzit acum, hâzjonule. Dar, repet, nu pot decât să-l felicit. Reprezintă și impune adevărata valoare a unui influencer. Bravo lui! Asta e, și cred că pe noi ne-a ajutat foarte mult treaba asta, pentru că în urma lui au crescut tarifele și pentru ceilalți influenceri foarte mult, și cred că brandurile au început să respecte chestia asta la adevărata valoare. Și să înțeleagă, da, da. Sunt deschizători de drumuri, el este unul dintre ei, bravo lui, felicitări! În 2021, conform aceluiași site unde am văzut și profitul lui Mircea, pe care l-a băgat în film, din câte am înțeles, unul a făcut film, altul a făcut Cartier, ai avut o cifră de afacere, nu, un profit de 525.000 de euro, ceea ce pentru România este într-adevăr mult. E mai mult decât normal, totodată, raportat la cifre și raportat la notorietate. Stai să vezi, 2021 a trecut, nu? 2021, da. Păi tu vorbești de 2020. Păi au apărut astea pe 2021, am impresia. Nu, că e mai mult. Ok, ok. Și atunci vine... Deci 2021 s-a închis anul contabil. În februarie. Exact. Și durează până când se listează. Ce vezi tu acum este... E încă 2020. E afișat în 2021, care este de fapt rezultatul lui 2020. Ok. Deci mai durează. Cred că într-o lună, două, trei, cinci, nu știu, până la sfârșitul verii ar trebui să fie actualizate toate site-urile de firme și să arate cifrele de afaceri de pe 2021. Ok, da, o listare pe 2022, evident. A, păi atunci în cazul ăsta a avut dreptate Mircea să vină așa la tine cu chestia asta, pentru că pe 2020 ai produs mai mult decât el. La el erau vreo 350.000, la tine sunt 525.000, doar că, da, cu siguranță, adică știindu-i rate card-urile alea, cu siguranță el a avut volum mai mic decât tine în campanii. Și atunci de aici e și explicabilă diferența de sumă. Dar întrebarea e alta. În 2017, când tu te-ai apucat de treaba asta, de fapt, sunt două întrebări într-una. Ai produs vreun leu în primul an 2000, în primul tău an de YouTube, din activitatea, din plasarea de produse pe YouTube, și dacă te-ai gândit vreo secundă că în 3 ani vei ajunge să produci jumătate de milion pe an? Bă, frate, ce frumoasă întrebare! Mi-a făcut pielea de găină un pic. Pot să-ți spun cât a produs YouTube-ul. Aș vrea să spun că, din păcate, întrebarea ta nu o să mai fie la nivelul ăla maxim de șmecher, pentru că
Eu nu m-am lansat când am lansat canalul de YouTube, Țibul, că și-ar fi unfair. Eu știu. Și-ar fi unfair să o gândesc așa, că eu aveam campanii și fără YouTube și pe alea, le aveam separat. Adică dar în momentul în care am venit cu... era jos, tare. Da, când am venit cu asset-urile astea, n-am făcut decât să ofer lucruri în plus, dar am făcut ceva bănuți. Nu știu să-ți spun acum, n-aș vrea nici să omor timpul căutând, dar am făcut ceva bănuți, plus că, iarăși, în societatea mea, Dorian Popa Show, SRL, intră și concerte, care este principala, dar mai am și alte societăți, mai am una de construcții și încă una de evenimente, intră și concerte și o grămadă de evenimente. Bine, e drept, în ultimii 2 ani au fost aproape insesizabile. 2020 n-ai avut. Aproape insesizabile. Dar intră și ele acolo. Și atunci, stai seama, e un amalgam de încasări. Și mărciurile mi intră tot acolo. N-aș putea să delimitez, să zic. Dar aș putea să o iau în YouTube și să adun tot anul 2017. Și uite, mai fiu curios, poate la un moment dat o să mă uit. Făcuse Cori chestia asta la un moment dat. Și aveam 2017, 2018, 2019, 2020, toți anii. Mm-hmm. Dar hai că vă vedem dacă poate să-mi trimite repede. Apropo de Cori, ca să pregătesc, ca să n-avem burtă, vorba lui Dan Negru. Așa. Ca să pregătesc următoarea întrebare, eu consider că adică, nu, o să încerc să formulez altfel. Iertați-mă, vă rog, că am făcut dintr-o burtă o prosteală. De asta puteți să o preluați pe TikTok. Ce prost e Țibulcă, share. Se dă share. Dacă faci Țibulcă ceva bun, nu se dă. Ideea e că mie mi se pare fascinant faptul că tu la finalul oricărui vlog spui așa: follow pe Instagram CoriLV, eu sunt Dorian. Da, adică e Cori LV înainte de eu sunt Dorian. Și asta pentru faptul că e limpede recunoștința pe care tu eu acorzi ei pentru tot acest proiect. Unul la mână. Cred că n-ar fi fost poate lucrurile așa dacă tu ai fi lucrat cu altcineva, nu cu Cori. Deci fii atent, o să începem și o să-ți răspund așa frumos la toate, ca să înțelegi cu ce e în calculatorașul meu și în capul meu. Deci în primul rând, recunoștința față de oamenii care sunt alături de mine întotdeauna va exista, unul la mână. Doi la mână, mama mea m-a învățat în felul următor: indiferent despre cine este vorba și în ce context este vorba, niciodată în viața ta nu vei prezenta un nume de bărbat înainte de un nume de domnișoară sau doamnă. Este o greșeală flagrantă de exprimare și de inteligență și de educație să spui Dorian și Cori. Spui Cori și Dorian, chiar dacă este... să spunem, fii atent, presupunem că există o persoană cu care trebuie să lucrez într-o zi, okay, să prezint ceva și este de sex feminin și este dușmanul meu cel mai mare. Eu când mă voi urca pe scenă: bună seara, vă mulțumim că sunteți alături de noi, Xuleasca și eu. Okay. Mai mult de atât, englezul, lucru pe care l-am învățat când făceam meditațiile pentru Cambridge, englezul îți spune că dacă vrei să fii cu ștaif și cu obraz fin, niciodată când vei fi cu o persoană și trebuie să vorbești despre persoana aia sau cu mai multe și trebuie să vorbești despre alea și tine, niciodată nu vei spune eu și Țibulcă, eu și cu tare, nu. Țibulcă și cu mine. Put yourself on the second place. Întotdeauna. Pune-te pe locul 2. Vei demonstra foarte multe. Nu mai stau să te explic acum câte și ce vei demonstra. Dar vei demonstra. Și atunci... cu toate coordonatele astea, normal că va fi follow Cori LV, follow eu sunt Dorian. Mai mult de atât, nu este un secret faptul că Cori este un salariat. Eu nu aș fi neapărat obligat să o promovez. Dar pentru că în toți acești ani de zile mi-a demonstrat că pe lângă faptul că este un om în business-ul meu și în echipa mea, este și un prieten și un camarad, am zis, de ce nu? De ce nu? Cum ai cunoscut-o tu pe Cori? Pentru că nu știu dacă ai vorbit foarte mult despre asta public. Era un copil foarte strălucit, care întotdeauna era cel mai descurcăresc dintre toți cei din gașca la La Band și căruia, că am spus că era un copil, i-am simțit imediat inteligența și rapiditatea în execuție a unei manevre în mediul online. Pentru că eu la început, eu întotdeauna am ținut aproape pe cei pe care i-am simțit, cum să spun eu, apți din punct de vedere intelectual, chiar dacă i-am cunoscut prin intermediul susținerii pe care mi-o oferă. Înțelegi ce zic? Asta e o exprimare mai anevoioasă, scărpinându-mă cu mâna dreaptă la mâna stângă, ca să nu spun chiar dacă erau fani. Ok. Da? Da. Dar mie nu-mi place cuvântul ăsta cu fan. Eu consider că există susținători, urmăritori. Asta cu fanul mi se pare că jignește un pic pe cel care te susține, deși n-ar trebui. Și văzând-o că este atât de descurcăreață și începând povestea de genul, apărea un articol în ziar sau o postare pe Facebook și aveam nevoie de ea, îi spuneam, Cori, ajută-mă și pe mine, și în 3 secunde ștruf.
Am zis că ok, aici avem un creier jucăuș, un creier frumos, care cu siguranță se va putea adapta în acest mediu. Și uite așa, ușor, ușor am început să postăm. La început m-a ajutat un pic pe Facebook, în sensul că eu făceam pozele, le trimiteam, nu prea era cu mine așa, mai mult făcea desk job, știi? Uh-huh. După care am văzut că ușor, ușor volumul de muncă crește și ar fi bine să fie și alături de mine, pentru că deja începeam să avem nevoie și de postări din mers și de alte lucruri. Ușor, ușor, nici nu știu, cred că aveam deja Instagram înainte să lucrez cu ea sau l-am deschis când lucram cu ea, dar nu se ocupa de el, nu mai amintesc sincer, că sunt foarte mulți ani de zile, dar i-am dat din ce în ce mai multe atribuții, de fapt și-a câștigat singură din ce în ce mai multe atribuții prin profesionalism și capacități. Punct. Ți-ai imagina, asta e o întrebare grea, ți-ai imagina cum ar fi dacă de mâine ar trebui să faci ceea ce faci acum, fără Cori, cu altcineva? Bă, știi care e faza? Adică să-ți filmezi altcineva, să-ți montezi altcineva. Eu am învățat pe parcursul vieții că este foarte bine și sănătos să mergi la drum cu cei cu care ai plecat. Dar în aceeași ordine de idei, de la cei mai profi în business și în showbiz și în orice vrei, am învățat că fiecare dintre noi este dispensabil. Mm-hmm. Mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de util și de necesar te faci. Dar fiecare dintre noi este dispensabil. Și am să spun și unde am învățat asta. În La La Band, unde atunci când greșeai, răspunsul era de felul următor: mai greșești odată și vei ieși din proiect, pentru că sunt atât de mulți alții care nu numai că vor din tot sufletul să te înlocuiască, dar poate o pot face și mai bine. Pentru că cu siguranță poate să existe unul care să facă treaba mai bine decât mine, cu siguranță poate să existe unul care să facă treaba mai bine decât Cori, cu siguranță poate să existe unul care să facă treaba mai bine decât tine. Uh-huh. Dar ideea este că în formula asta noi facem o treabă bună și eu consider că ar trebui să n-o răcâim. Ce crezi tu că între mine și Cori sau între mine și fetele mele dansatoare sau între mine și Andreea de la contracte n-au existat conflicte, clinciuri? Cam, asta e o mare vrăjeală. Adică dacă tu îmi spui mie că ai un business în care n-au existat energii negative, păi eu o să vin și o să spun: puneți un mare semn de întrebare, băiatul meu, cineva te fură. Cineva te fură de nu te vezi. O faci atât de bine că tu nu-ți dai seama. Și te iubește, normal, ești nebun. Păi cum să te superi pe șeful tău când tu pe dreapta tragi la greu. Cred că atunci când există energii negative și conflicte și astea, astea sunt lucruri care sunt necesare, sunt constructive, atât timp cât nu depășesc limita bunului simț și a educației. Uite, apropo tot de chestia asta cu înainte de Cori, țin minte că în 2015, când ai fost în Africa de Sud, în Sun Celebru, scoate-mă așa de aici, tu ai fost cel mai vizionar, aș putea să spun, pentru că aici o să-l parafrazez pe Emi despre Cuza. Emi vorbea despre Cuza ca fiind un vizionar pentru că a reușit să intuiască foarte multe dintre trendurile care urmau să apară în România. De altfel, nu întâmplător, unul dintre primii oameni pe care tu mi-ai prezentat când am venit în București a fost Cuza. Îmi aduc aminte că în 2015, când tu ai fost în emisiunea aia, toate conturile de Facebook, pentru că nu era cu Instagram-ul pe vremea aia, aveau postările înghețate, adică nu postau absolut nimic pe paginile lor. Tu când ai plecat, ai lăsat Facebook-ul lui Coțofan. Păi dacă... A fost cea mai inteligentă chestie posibilă pe care am văzut-o la momentul ăla și deși nu înțelegeam, Coțofan promova și el, se promova și pe el în felul respectiv. Eu sunt întotdeauna un tip echitabil în business. N-am cum să te pun să muncești pentru mine pe deamoaca. Și atunci te întreb, ce vrei, bani sau să folosești platforma să te ajute și pe tine? Și Sebi, fiindu-mi și prieten de mic, a zis, bă, da, m-ar ajuta și pe mine să mă promovești pe mine și te ajut și pe tine. Și bum. Și a fost o manevră super câștigătoare, pentru că atunci pagina ta de Facebook absolut explodase, emisiunea a avut un real hype și real succes. A fost cel mai mare succes din istoria televiziunii din România, spun eu sigur. Uh-huh. Share-uri aproape de 50%, adică jumătate din România se uita. Uriaș. Sunt niște performanțe pe care nu le-am mai atins în ultimul an, doar finala de European am mai atins. Și mai avea Negru din când în când pe la revelioanele lui picuri de astea de jumătate de România era cu el acolo. Da, dar erau minute de aur. Minute de aur și sunt lucruri care se întâmplă în seara de Revelion, când iarăși n-ai cum să compari seara de Revelion cu un Revelion bine pus la punct, care mai mult de atât până mai de ună zi beneficia și din Monopol, că era singurul Revelion de pe TV, cu un show care apare într-o perioadă random la, știi? Da, desfințase absolut orice altceva, adică în momentul ăla eu țin minte că deși eram în clasa 12, adică eram măricel, nu mă mai prindeau show-uri de astea, în fiecare seară mă uitam. Fost foarte bun, da, foarte bun.
formatul bun și băieții mișto, Bobo cu Cabral și respectarea formatului, pentru că vezi tu, Țibulcă, ce nu știu foarte mulți oameni din culisele acestor reality show-uri, este că cu cât îl ții mai adevărat și mai aproape de ce arată pe televizor reality show-ul, cu atât este mai bun și atrage mai mulți oameni să se uite. De aceea, acel show care a fost integral făcut de fapt nu integral, în mare parte făcut de echipe străine, în colaborare cu echipe românești, Giunule, deci nu ieșai din rigoare. Oamenii aveau contracte de genul, contractual aveau voie să-ți spună bună ziua și atât. Uh-huh. Ca să nu înțelegi te gândire la psihic, să te... Nu, tu erai cu șobăleneii tăi acolo înțelegi? Și tiki, 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 nimeni nu spunea nimic, tot foarte, foarte bine pus la punct. Păi de asta, eu nu vreau să jignesc pe nimeni și sub nicio formă nici nu cred că sunt în poziția de a judeca, dar inside, puțin deși n-am ajuns la niciun târg de la canal formatelor, m-am mai documentat și îmi pare rău, sper ca la anul să nu mai îmi scape chestia asta, pentru că mă super pasionează. Nu neapărat că aș mai vrea să o mai fac activ, dar mă pasionează să mă uit la treaba asta, ca și la Radio Days, la Geneva, m-aș duce tot la fel din pură cultură generală. Am observat că majoritatea reality show-urilor românești sunt reality show-uri din America după o lună în vas lui, ca să nu se supere nimeni. Pentru că ei nu achiziționează formatul cu banul jos întreg, achiziționează o adaptare oarecum, după aia o mai încropesc ei cum o mai încropesc și nu numai, atunci eu spun de aici problema. Eu spun tot din auzitele, trebuie să recunosc că nu am informații concrete și nu vreau să induc lumea în eroare, dar tot din auzitele eu știu că până și proiectele astea mari sunt și ele pe pachete. Da, da, da. Și tu poți să-ți iei pachetul cu camere HD, nu 4K, poți să-ți iei pachetul cu 3 camere pe platou în loc de 39 și normal că știi cum e când e entry level, de-aia nu mi-a mai dorit Ferrari Portofino, că am zis să mă rog Jackson, adică doar așa să scrie Ferrari pe el, dar să arate Hyundai. Parcă nu. Apropo de asta cu mașina, te-ai hotărât până la urmă la ce... Da, frate, cum? Pe 2 iunie? Uite, să-ți arăt aici, să nu crezi că e vreo vrăjeală, ești nebun. Am vrut pe 1 iunie, de ziua copilului, pentru că eu în continuare îmi spun că sunt un copil, dar se pare că nu mi-a ieșit. Am vrut să pun pe 1 iunie, dar am concert la Alezi. Și am zis să ai pe 2 iunie când mă întorc, ca să fie, am supranumit-o pe Instastory astăzi 2 iunie, ziua copiilor mai mari. Mm-hmm. Știi, dacă pe 1 e ziua copiilor, pe 2 e ziua copiilor mai mari. Și am în calendar aici, stai așa să nu ți le arăt pe toate, uite așa, ia uite, avans în Lamborghini, îți Johnule. Și mă duc la reprezentanță în Pipera, mai întâi trebuie să plătesc avansul de cotă, Țibulcă, acum învăț și eu cum se întâmplă chestiile astea, pentru că este prima mașină 0 km pe care o comand din reprezentanță customizată cum vreau eu. Și GLE-ul am luat 0 km, dar era o mașină făcută de ei. Mm-hmm. 0 km pe care doar am luat-o, știi? Se plătește avansul de cotă 20.000 de euro. Am înțeles că mașina va dura până la maxim 7 luni să ajungă la mine, ceea ce mă bucură enorm. De ce? Nu știu dacă ești pasionat de mașini sau nu. Sunt, da. Bun, buzunarul dacă, încă n-a fost prea pasionat de mașini. Dacă eu comand în iunie, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, am vorbit și voi vorbi cu băieții de la Lamborghini să facem de așa natură încât ea să ajungă în 2023, pentru că ar fi stupid să-mi iau un Lamborghini nou-nouț, să-mi ajungă în decembrie, să scrie 2022 pe carte, dar ea să mai aibă 20 de zile din 2022. Okay. Și atunci vreau să fac de așa natură încât să ajungă în 2023 la început, ianuarie, februarie, martie. Deci ar fi mișto și de Crăciun să vină așa hâțmăs, păi da, cu Lamborghini. Păi da, tu știi că fratele tău e business până când cade soarele de pe cer. Păi dacă ea vine de Crăciun, eu la revânzare o să pierd câteva zeci de mii de euro, pentru că ea va fi 2022, nu 2023. Așa că lasă că moșul poate să vină și în ianuarie, ce? Deci, asta mie mi se pare foarte tare, că eu pot să vorbesc acum în cunoștință de cauză, știi? Mă uitam des la podcastul lui Speak. El are de foarte multe ori discuții super amicale cu invitații, pentru că majoritatea super prieteni de-ai lui de ani de zile. Și își dea până își dea până amintiri și așa mai departe. Și întreabă pe ea, dar tu mai ții minte când ne-am cunoscut? Da, faza aia cu baba, adică când am avut concert, mai ții minte? Dar chiar vorbeam cu șoarecul ăsta, iar mi-aduceam aminte cum a fost povestea, mamă. Dar
Asta când a fost, când nu mai țin minte. Și atunci e pentru prima dată, una, da, nu, e chiar cam pentru prima dată, că a mai fost Mircea și oameni foarte apropiați mie aici, dar pe care am cunoscut ulterior. Cred că un podcast mai apropiat și sperăm să facem surpriza asta cândva, poate de ziua mea, să fie doar cu Cristina, care s-a mai multe amintiri decât cu tine. Îmi aduc aminte cât se poate de clar. Și faptul că îmi aduc aminte cum arăta garsoniera înainte, adică n-am să o uit în viața vieților mele. Eu sunt curios mele. Dacă ajungi cu povestea acolo unde cred eu, că dacă ajungi acolo ești tare. O să ajung, da. Îmi aduc aminte faptul că atunci când noi doi ne-am întâlnit, îți lua, abia ți-a adusesei din Germania X6. Da, cu aia, nu pot să cred. În ianuarie a ajuns, să știi. Mm-hmm. Și poveste. Noi ne-am întâlnit în februarie. E aceeași poveste. O așteptam de Crăciun, dar zic, lasă că nu e o problemă dacă vine moșul în ianuarie. Aceeași. Bravo. Eram curios dacă o aduci aici, că da. Știam că a fost aceeași poveste. Pentru că jur că mă emoționează momentul ăsta, pentru că îmi dau seama cum tu ai putut să crezi foarte mult în chestia asta și prin exemplu ăsta de muncă ai reușit ca în 4 ani de zile de la X6 la mâna a doua, să vorbim de Lamborghini Aventador, Huracan. Spider, te rog. Spider, da. Că oamenii se feresc de, nu înțeleg de ce se feresc oamenii de varianta cabrio. Mă gândesc că poate foarte mulți dintre ei sunt pasionați să le ducă pe circuit și într-adevăr pe circuit e bine să ai plafon deasupra capului în caz de ceva, să nu știi. Pe circuit îți iei Shelby, ca Radu Ionescu, și a rezolvat problema. Da, frate, eu sunt de părere, nu știu, bă, dai o căruță de bani, adică 280.000 de euro, dar nu vorbim de bani puțini. Bă, dă-i mă să-ți fluture și plata aia în vânt, că știi cu toții că în momentul în care ai decapotat o mașină, fie ea ce mașină, bă, te simți ca în rai. Adică și un Megane de la cabrio, dacă ai, în momentul în care ai dat aia jos, e like... Ah. Și nu înțeleg de ce nu și-au oamenii Spider, dar Spider, l-am luat, am bifat toate căsuțele alea acolo. Am fost ca un copil din ăla mic, am zis, fie ce-o fi, ori la bal, ori la spital. Chestia asta mi-am dă foarte multă speranță totodată, știi? Pentru că mi-aduc aminte momentul ăla și îl compar cu, n-am să uit seara în care ai avut concertul la Berăria H. Ai fost la... A fost Nenciu pe post de core, a fost core al meu atunci. Că de asta, de exemplu, mă și emoționez foarte tare la chestiile astea cu legate de core, pentru că mă gândesc la ăștia doi ai mei, la Măciucă și la domn Nencioni. Și mi-aduc aminte că... A să lăpule să, da. Și tare. N-am să uit în viața mea când ai tras mașina deodată pe dreapta aici, pe Chiselev. Și ai început, dar fără să ne spui nimic înainte, deodată ai tras mașina pe dreapta și... Uitam la Nenciu, mă uitam la tine, zic, ce face Dorian acum, Moniu? Mame mi momu. Ce mai frate, vreau să mă încălzesc, ești nebun. Și după concert, îmi aduc aminte că am fost la Șaroc, mă, că așa îi spuneai tu, nu-i spuneai șaormă. Păi, dar mi-a plăcut foarte mult, am întâlnit această vorbă în Vama Veche. Ok. Eram la filmări și am văzut că exista... Eu n-am gândit niciodată că cineva poate fi atât de smart în marketing. Deci dacă m-ai fi întrebat pe mine dacă rockerii mănâncă șaorma, ți-aș fi spus nu, că mi se pare că nu e o mâncare de rockeri. E, dacă mi-ai fi spus cum faci un rocker să mănânce o șaorma, în cel mai bun caz, dacă aș fi avut epifania momentului, ți-aș fi răspuns, aș numi Șarocma. Deci și nu știți faza? Deci știi cum era Șarocma? Dar cred că e și acum în Vama Veche, mă. Deci Șarocma este cu o șaormă și cu unul care ține așa șaorma în mână. Deci asta e o șaorma, da? Ah, ok. Și el ține șarocma, o ține, dar și ce, cu... ce degete are el? Ei, bine, nu mai discutăm de ce degete are, dar imaginează cât de bun e marketingul, ești nebun de șarocma cu o șaormă ținută în semnul lui devil, că ăsta înseamnă devil, nu? Astea sunt coarne, nu? Ce da, bine, să mai... Pe acolo, rock, în orice caz, asta înseamnă rock, întotdeauna. Da, 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 da. În fine, și mâncam o șaormă. Am mâncat șarocma. Și după aia ne-am dus fiecare la garsonierile lui. Tu pe care o împărțeai cu Babs și eu pe care o împărțeam cu domnul Nencione. Aia e la casă pe vremea respectivă. Țin minte că noaptea aia s-a și spart salteaua pe care dormeam și m-am trezit pe podea. M-am culcat în dita mai sofa-ul. Erai pe sofa? Da, m-am trezit, eram pe podea, frumos. Dar eram atâta de bucuros, pentru că a doua zi urma să postez vlogul ăla când am mâncat noi mâncare de pisici și am băut oțet. Și tu chiar l-ai băut. Eram prin mall, nu? Da, la Park Lake am fost. N-am să uit în viața mea ce bucurie am avut eu când m-am trezit. Ți-mi minte că am venit cu 6.000 de follower noi de la București. Aia era cea mai mare bucurie a mea. Și acum când îmi aduc aminte contextul în care ne întâlnim azi, faptul că am fost la masa cu pricina cu 2 săptămâni, bă, mi se pare că e limpede că dacă o să muncesc și dacă o să mă țin de se treabă... Se vor întâmpla, fratele meu. Așa cum acum eu aș putea să-mi iau X6-le ăla pe care l-aveai tu atunci,
peste vreo 4 ani poate poți să-mi iau și eu Lamborghini-le pe care ți-ai ce nu, frate, eu asta spun și latru în toate podcasturile astea în care apar că mi se face prea de găină. Bă, dorește-ți-mă, frate, că totul pleacă din interiorul tău. N-ai cum dacă tu nu ai drive, dacă tu nu-ți dorești, dacă în tine flacăra aia nu arde cu intensitate maximă, cine crezi, mă, că o să vină să-ți bage ție foc la inimă să faci ceva? Cine? Sală, muncă, bani, chestii, astea trebuie să vină din interiorul tău. Mm-hmm. Tu trebuie să găsești în tine lucru cu care rezonezi. Că de asta am zis, bă, oamenii trebuie să înțeleagă, nu toată lumea rezonează, mă, cu banii. Pentru unii banii sunt deprisos, înseamnă egal nimic. Dar pentru unii dintre noi, banii înseamnă un vibe bun, o fericire. De ce te-ai ferit de asta? Că până la urmă să faci bani nu e un lucru rău. E rău să lași banii să te transforme în ceva rău. E rău să faci rău altor oameni pentru bani, a.k.a. să calci pe cadavre ca să-ți atingi tu obiectivele. Dar să faci bani legal, cinstit, pentru că îți place, nu e, frate, nimic rău. Adică nu e nimic rău în asta. Și iarăși, reîntorcându-mă la ce spuneai la început, sunt absolut sigur că tu îți poți da seama. Păi îmi dau eu seama, așa, la un big picture, tu îți poți da seama clar în ce hal ai scalat de acum 4 ani și până acum. Da, nu, viața mea s-a schimbat cu totul. Păi, înțelegi ce zic? Și dacă mă întreb pe mine, ăsta e abia avântul, elanul. Mm. Și dacă mă mai întreb pe mine ceva, dar nu mă întreb, dar eu mă întreb singur. Mulțumește-i lui Dumnezeu că ai avut o ascensiune constantă și lentă. Aha. Eu nu cred în aparițiile alea. Pentru că sunt efemere. Nu e obligatoriu, nu sunt toate efemere, dar excepția confirmă regula. Dar de cele mai multe ori când e de-aia și puf, e foarte greu să o ții după. Mm-hmm. Pentru că e greu să vii cu ce ai venit, care te-a dus acolo. Dar când o iei ușor, treaptă cu treaptă, și lucrurile vii cu rezultate din ce în ce mai bombă, atunci nu te va compara nimeni cu, știi, mă, nu e ca aia. Da. Când o iei ușor. Dar nu-mi ferește, nu sunt aici să spun că dacă intri, boom, în piață, o să dispari. Nu, dar probabilitatea să dispari un pic mai mare, pentru că e greu să egalezi lucrul cu care ai apărut. Așa că tu rămâi, frate, constant acolo, bate fierul cât e cald, mașina zingăr, știi, tâc, de cusut, și lucrurile n-au cum să nu fie bune. Părerea mea. De-aia eu consider că treaba asta ar trebui să fie o lecție pentru fiecare om care ne urmărește. Pentru că asta se aplică la fiecare om în parte și în orice domeniu, indiferent. Lasă-mă să-ți spun una senzațională, să moară Jaxana, dacă n-am crezut efectiv, m-am simțit gol în cap. Și prost în același timp. Eram la un hotel într-un oraș, aveam un concert și m-am întâlnit în recepția hotelului cu un domn, bă, extraordinar de dulce. Bă, pâinea lui Dumnezeu. Mă urmărea, mi-a recunoscut din start că mă urmărește, era foarte emoționat că ne-am întâlnit, lucru care m-a încărcat foarte pozitiv și m-a făcut să mă emoționez, știi, și să fiu aproape de el. Mi-am dat seama din cele povestite că nu era bullshit, că sunt mulți care zic că te urmărești și habar n-au nimic, înțelegi? Eu îi testez tot timpul. Eu nu îi testez, că mi-i testează Dumnezeu și se dau singur de gol, nu știu cum se întâmplă, dar l-am simțit că e true și, printre altele, mi-a zis că își dorește să-i spun și lui ce înseamnă ce a văzut el la mine la podcasturi. Munciți, 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 fraților, că o să vă iasă, pentru că încearcă și el și nu ia și nimic. Și acum eu, în calitate de om care își dorește să ajute, și l-am întrebat pe nenea asta, păi explică-mi și mie, cum ai încercat? Nu? Adică, ca să găsim problema, trebuie să luăm parcursul și să vedem unde a fost. Consultăm pacientul. Și acum ține-te bine, frate, că asta este colosală și mare aviz amatorilor, mare aviz tuturor celor care vă uitați la noi acum și vă doriți să faceți ceva cu viețile voastre. Dacă sunteți în zona asta, forget about it, lăsați-vă de treabă. Adică ori vă treziți și nu mai sunteți în zona asta, ori dacă sunteți în zona asta, asumați-vă că asta e zona voastră și nu vă mai doriți mai mult de atât, că nu o să iasă. Ce ai făcut? Insule, ipochimenule, ca să cucerești marea. Asta e nou hâț, ipochimenul. Ipochimenul, da, am auzit la cineva și îmi place foarte mult. Eu am învățat de la Teo Trandafir că atunci când aud un cuvânt nou, trebuie repede să-l caut și eu pe Google ca să și vizualizez, pentru că eu am o imagine, o memorie vizuală foarte bună. Bun. Și zic, ce ai făcut, ipochimenule, ca să fie viața mai bună și mai... Păi, fii atent, să-ți explic. Am fost pe afară, am muncit, dar n-a prea ieșit. Zic, bă, afară nu e chiar așa cum se spune, că sunt cheltuielile totuși mai mari. Ești departe de casă, poate psihicul nu este împăcat. Zi-mi în continuare, bun, m-am întors acasă. Bun. Și zic, și ce faci acum? Păi muncesc la hotel. Păi zic, și cum muncești tu la hotel aici? Ia spune-mi și mie. Și îmi zice, păi o zi da, o zi nu. Păi zic, și în zilele libere ce faci? Păi mă odihnesc. Ascultă, dulce, rău de tot. Eu am crezut că îmi spune măcar că are două joburi și zic, bă, dar cum facem? Că dacă nici cu două joburi omul nu reușește să o miște ceva, e o problemă, da? Deci pire de găină în continuu, mor de râs. Și zic,
Păi zici, și cum? Păi zici, da, o zi, da, o zi, nu. Păi zic, stai să calculez, că eu din știutele mele de când sunt eu puști, o zi, da, o zi, nu înseamnă că într-unele săptămâni muncești 3 zile, într-unele 4, adică știi cum e, că eu sunt săptămâni, săptămâni. Și mi-a zis, da, așa e. Păi zici, și în zilele libere ce faci, înseamnă odihna? Păi dorm. Păi zici, și ce faci, mă, dorm și toată noaptea și toată ziua, adică ce faci pe zi, cum... Te odihnești, dacă, Doamne, iartă-mă, te odihnești, ești nebun la cap. Nu vreau să lungesc povestea, că nu este mai interesantă de atât. Atât muncea el și am spus în felul următor: fratele meu, deci nu numai că tu urgent trebuie să-ți găsești al doilea job care să-ți umpli zilele alea libere, dar tu trebuie să te gândești, pe lângă cele două joburi pe care le ai, ce mai faci și cu puținul celălalt timp liber care îți rămâne, în care poți să faci lucruri nominale, nu neapărat un al treilea job, că deja e prea mult. Mm-hmm. Și ca să încheiem frumos povestea asta și să facem și contrastul elegant, antiteza, m-a oprit un domn pe stradă. Dorian, nu vreau să te țin mult, vreau să strâng mâna, am 40 de ani, vreau să-ți arăt această mașină, aveam o mașină la vreo 20-30 de mii de euro și să-ți mulțumesc pentru că pe lângă alte multe, pe lângă multe alte lucruri materiale, această mașină este un alt vis pe care am reușit să mi-l împlinesc după ce m-am uitat la unul dintre podcasturile tale, sau nu știu, Doamne iartă-mă, unde a văzut el, și m-ai trezit la realitate. Și de atunci am două joburi și mai fac și pe lângă ce apuc. Bă, tata, asta înseamnă să-ți dorești. Sau nu neapărat două joburi, poți să ai un singur job, dar fă-l de luni până duminică, până scrapă creierul, până sari hârleazul ăla, sau cum se numește, până sari pârleazul, bagă un pic de nos, de turbo, că n-ai cum să depășești chestia aia, înțelegi ce spun? Mm-hmm. Și mai mult de atât. Mă, pe mine mă șochează chestia asta. Oamenii trebuie să învețe că rezultatele și realizările în viață înseamnă și sacrificii, mă. Mă, n-ai cum să-ți iasă și aia și aia și să ai și ce are și ăla și ce are și ăla în contextul în care ăla sâmbătă și duminica e la muncă și tu fugi la mare. Adică, bă, e foarte important în viață să ne organizăm prioritățile. Mă, ce ne dorim? Pentru că sunt oameni care sunt fericiți când pleacă vinerea la mare și se întorc duminica. Mă, jos pălăria, n-am nimic cu ea. Dar n-ai cum să, știi, și cu așa și cu sufletul în rai. Știi vorba, da, nu? Da. N-ai cum. Să fii de vineri până duminică la, să fii de vineri până duminică la mare și să mai curgă și bani în conturile tale. A, poate după 5-10 ani de muncă, sau poate dacă activitatea ta este ilicită și ferească Dumnezeu, te vei distra 100, dacă 200, te duci cu alte scopuri 100, la mare. 100-200 de weekenduri după care nu-ți va mai merge. Dar, repet, n-ai cum, fără să dai în ele în continuu și să stai, să muncești, să-ți rupi cârca, să alergi, să în fiecare seară să te gândești cum poți să faci să fii o versiune mai bună a ta. Pentru că, uite, eu și în contextul dat, acum reușesc să-mi împlinesc un vis, să-mi iau o mașină pe care nu credeam că o să-mi iau niciodată. Să nu crezi că sunt like, mamă, ce bun sunt, asta e viața mea, nu mai am nimic de făcut. Știi cum înțuțuie curuțul în fiecare seară? Mamă, știi cum e acum, știi cum e în capul meu? Acum e, îmi iau o Lamborghini, îți dai seama câți bani trebuie să fac ca să-l țin? Că trebuie să-mi-l permit, nu pot să fiu un pârlit de la care și-a pus și el toate economiile și-a luat un Lamborghini doar ca să fake it till you make it. Nu, vreau să-mi permit mașina asta. Ori fratele Tupac, pe care îl respect negreșit și l-am în inimă întotdeauna, a zis că nu, Jay-Z a zis că dacă nu-ți permiți, dacă n-ai bani să cumperi un lucru de două ori, nu-ți-l permiți. Ceea ce e foarte adevărat. Ceea ce e cam adevărat, înțelegi ce zic? Adică... De asta ți-l iei leasing sau cu banii jos? Bă, frate, nu blochez banii, pentru că așa m-au învățat colegii mei afaceriști. Doamne ajută, bine că l-ai ascultat pe Lucian, că vorbisem două zile cu el despre asta. Și Lucian mi-a zis, dar o am deja de dinainte, chiar să-l cunosc pe Lucian, implementată foarte bine în cap chestia asta. O să spun o chestie pe care o spun în premieră la tine pe podcast, Țibulcă. Eu nu am nici o rată sau factură recurentă lunară, în afară de utilitățile casei și mașini. Ok. Nu am credite, urăsc creditele, sunt drama mamei mele, încă mai acopăr din creditele ei, pentru că nu mă lasă ea să le achit integral. Și îmi spune, lasă mamă, că de ce să... Eu am zis, hai mă, să le achităm numai să nu mai aud în viața mea de rata la bancă, înțelegi? Nu am nici măcar abonament la telefon. Eu sărac, eu am cartelă. Go, de-aia. Și autentificare cu doi factori, nu ai cu numărul de telefon? Ba da. Păi și ce faci dacă se schimbă? Ce să se schimbe? Cartela? Numărul de telefon. A, nu se poate schimba? Nu acum s-au schimbat astea, nu? Nu mi-l schimbă nimeni. Eu nu am avut cartelă în viața mea, nu știu cum se folosește. Atâta timp cât bag credit pe ea, e numărul meu până crăp. Ok. Probabil că, nu știu, nu m-am interesat, dar cred că dacă o lași un anumit număr de luni, de zile, dacă nu cumva chiar ani, probabil că ți-o pot dezactiva și da numărul mai departe, dar așa nu. Și să-ți spun un lucru. Cu toată fericirea ți-l spun, că l-am auzit și eu de la alții și îmi place să împărtăcesc. Bag 50 de euro
adică la 4 luni, 5 luni, că o extracțiune din aia e 10 euro și primești efectiv nesimțit de mult internet. Deci totul e nesimțit de mult. Numai cum să faci cu o suplimentară. Totul e nesimțit de mult. Mă, cum se făcea că atunci când aveam abonament plăteam numai 5, 6, 7 milioane în fiecare lună? Nu știu ce, Doamne iartă-mă, depășeam, dar plăteam 5-6 milioane în fiecare lună, mă. Bine, erau niște perioade de genul ăsta, într-adevăr, încă eu n-am să uit în viața mea. Că și ce, acum numai e? Adică acum cât ai abonament, toată plătești? Nu. Păi eu văd că, de exemplu, toate astea... Da, dar dacă ai făcut o greșeală din aia, cum am făcut eu, și pleci pe Ierusalim sau pe Turcia și urți, uiți că nu e, asta vreau să zic, de gât. Că eu mai fac țigănii de astea, știi ce... Îmi fac conturi, eu sunt foarte prost, în afară de parolele de la conturile de socializare pe care le visez noaptea și au 70 de caractere, în afară de alea, restul, nu mă chinui niciodată să le memorez, deci memoria mea e foarte bună. Și toate astea, Netflix, HBO Max, Voio, că mi-am făcut Voio ca să mă la Marius Manole la Vlad. Și plătesc 4 euro pe lună și acum. Am 3 conturi de Voio, nu unul singur. Deci ca să ne înțelegem, la un moment dat mi-a cerut Nartea, care juca în Vlad, contul meu de Voio, ca să se uite la el la Vlad. Și am zis că, bă, fii atent. Deci am făcut contul meu, l-am pierdut, e cu numărul de telefon. După aia am folosit mail-ul lui Măciucă, dar tot numărul meu de telefon. După aia am folosit mail-ul firmei, dar tot numărul meu de telefon. Și atunci toate astea îi vin lui taică-mi, el plătește vreo 12 euro numai Voio de la mine. Nu-și dă seama. Pentru că, adică, aflat-o, i-am spus eu la un șpriț odată. I-am zis că, vezi, păi da, că era Măciucă la masă. Zic, băi, eu tot primesc mail-uri de pe Voio de la tine. Zic, păi da, că am folosit mail-ul tău. Dar vezi că nu-l plătești tu, tata-l plătește. Și nu-și mai dă seama, pentru că, într-adevăr, e ok. Dar n-am să uit în viața mea, când în ianuarie, înainte să pleci tu la Sun Celebru, scoate-mă de aici, anul 2015, tai că mi-a venit cu o factură la... O de asta de telefonie mobilă, era în clasa 12. Ia zic, cât? Am spus intenționat 12. 750 de lei. Mamă, la 12. A ieșit cu factura în mână, a zis că el face infarct, se duce să moară. Stai că în momentul ăla câștiga 7.000 de lei pe lună. La 7.000 de lei pe lună să-ți vină 10% că a intrat copchilul pe net și nici măcar nu intra pe net. Stai 10% copchilul, că dacă le mai puneai și pe ale lui, te duceai în 20% și a lui și a soției. Da. Și mai era și tableta, mai aveam un router pe care îl purtam după mine. Niște prostii de astea. Și țin minte că atunci am elucidat misterul. Eu mă duceam la un salon la prietenul meu Aurelian, care era în drumul spre Sculenda, în Iași, în Copou, în mijlocul Iașului. Nu mai coborai puțin, nu știu dacă știi, Sărărie e o șosea paralelă cu Copou. Așa. E, acolo îți intra roaming pe Republica Moldova. Și dacă eu primeam vreun apel sau aveam Android, ăla se updatea software-ul, nu te mai întreba dacă tu vrei să faci update la software. Începea deodată. Și după aia primeam mesaj. Bun venit în Republica Moldova. Mamă, și cât de scump e acolo, frate, că noi când mergeam cu ăla la Ben, ni se spunea din toate direcțiile, aveți grijă. Păi aia e culmea. Mergem în Republica Moldova. Dai că mi-o mergea la Israel, în pelerinaj. În Israel fiind, era pachet cu Uniunea Europeană, n-aveam nicio treabă. Adică el se ducea în Israel, erau cu totul și cu totul alte pachete, avea abonamentul lui, pentru că deja devenise roaming-ul gratis. În UE plus niște state. Eu cred că asta s-a întâmplat cândva mai recent, acum... 2016, că... exact un an după ce am pățit eu, ce am pățit am cu Republica. Am fost în Ierusalim până vreo 2013, așa cred, 14, 38 de milioane factură. Eram în live de la Zidul Plângerii. Țin minte live-ul, era stai. Vezi, eram în live de la Zidul Plângerii, să mă arăge Axara. Acolo chiar îl simți. Era perioada în care aveai seria 3-ul alb. Da, cred că ceva de genul. Nu știu, era old school rău de tot. Da. Și era cu o geacă de blugi pe tine în culoare deschisă. Dar știi ce am descoperit, frate? Hai să-ți spun un lucru mișto, fii atent. Și să-l spunem și urmăritorilor. Atunci am făcut pentru prima oară cerere de recalculare a facturii. Și am scris de la 38 la 27. Nu știu cum. Un pont. Nu știu cum, da, e un pont. Deci când îți vine o factură din asta uriașă, mai ales din altă țară, aviz amatorilor, împărtășesc și eu ceva. M-a învățat cineva. Faci cerere de recalculare sau plângere sau ceva, o contestație. Plângere, care era la Zidul Plângerii. Contestație, plângere de la Zidul Plângerii și mai se mai îndreaptă un pic situația. Dar oricum, eu am avut niște repere din astea, ți-am spus, Israelul, Turcia și încă vreo două, trei. De-am zis, bă, frate, îmi bagi joc de bani. Știi cum e acum, mă? Mai ales că eu plec acum cu filmările. Uite așa, la steluță 100 diesel acolo, pac. Atât a fost, da. De-alea ca la copii, știi, când eram mici. Extra opția, nu știu, care schimbă cu roaming, pipipipupupu, 50 de euro la 4-5 luni. Hai eu nu mai am deloc asta. Adică, având abonament, pur și simplu ies. N-am niciun fel de treabă.
Da, știu. Mai puțin Republica Moldova. Mai șmecher când te întorci. Nu, 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 chiar nu e. Deci în Uniunea Europeană nu mă... Da, mă, știu, în Uniune nu e, știu și eu asta, dar problema era că eu aveam facturi umflate și în România. A, da, da, da. Ia și dovedește tu că ce erai desfășurător de ăla, știi? Ia și dovedește tu că n-ai folosit internetul ăla cum îți arată acolo în graficele alea și că, ce să mai lupta cu morile de vânt. Uite, mai fac o referire la sunt celebru, scoate-mă de aici. Pe mine ce m-a marcat, pentru că în perioada aia eram super pasionat de sală și Dorian Popa era așa, aveam doi dorieni, Dorian Yates și Dorian Popa. Popa. Și atunci m-am dus la vale. Ți-mi minte că ai slăbit teribil de mult. 13 kg, frate. Și survine următoarea întrebare. Crezi că dacă n-ai mai fi arătat atât de bine, ai mai fi avut succesul pe care l-ai acum? Iar dacă de acum înainte, să spunem, că ai renunțat complet la, nu la stilul sportiv, dar la bodybuilding și ai avea o înfățișare, nu știu, tot sportivă, dar mai, mai fit? Nu că... Dacă te-ar afecta? Nu că n-aș fi ajuns, nici măcar nu cred că mă lua cineva în seamă la castingul ăla, dacă nu aș fi avut corpul ăsta. Pentru că, obiectiv vorbind, cei care ne ascultă acum își pot da seama imediat după ce le voi spune chestia asta că este o informație veridică și care poate fi verificată, nu prea există nici seriale și nici filme pentru tineri și pentru adolescenți care în rolul principal să nu aibă un băiat care este atletic. Uh-huh. Arare ori, adică e un tertip, e un tipar făcut de când lumea și pământul tot de tăticii USA, da? Deci cred că asta m-a ajutat foarte mult în începutul carierei mele, m-a ajutat în toată cariera și ca să-ți răspund la toată întrebarea, sunt absolut sigur că ar fi un declin dacă eu acum aș renunța la partea de fitness și de bodybuilding, dar oricum n-aș putea. Uh-huh. Adică n-aș putea, adică trebuie să înțelegi că eu când mi-am rupt piciorul în Madagascar, gândul meu era cum o să mai fac sală și dacă Doamne ferește trebuie să-mi taie piciorul de la genunchi, cum fac eu sală, oare cu o proteză? Și am intrat să caut și niște proteze ca să văd cum e cu protezele alea șmechere. Adică la mine cam totul se raportează la sală, nu i-aș pune fitness, la sală, la sport. De ce? Pentru că acolo eu mă debarasez de toate energiile negative. Eu fără sală eu nu aș putea să fiu un om fericit. Și iarăși revenim la chintesența discuțiilor despre viață. Păi până la urmă despre ce e viața, mă? Despre fericire, punct. Care fericire vine... la unii din dragoste, la unii din împlinire materială, financiară, la unii din X, Y, Z te motive. Și până la urmă eu cred că despre asta e vorba în viață. Uite, apropo de ce trăim? Ca să fim fericiți. Uh-huh. Atât. Atât. Așa cred eu. Apropo de programul tău de muncă, e o întrebare la care eu știu răspunsul, dar vreau să o adresez ad literam. Când ai fost tu ultima dată în vacanță, Dorea? Dar în vacanță însemnând că nu pornești camera, în vacanță însemnând că nu faci, nu te gândești nici măcar la și ce nici măcar nu sunt, și nici măcar nu sunt plătit să fiu în vacanța aia? Da, 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 da. Nu, no, okay. Pentru că alea le știu, Dubai, alea care apar nu pe Instagram. Știu, nu știu, nu știu. Trebuie să depășească două zile ca să se numească vacanță, nu? Da. Nu știu, nu. Azi zicem o săptămână, ai fost plecat fost. O săptămână. Nu cred că am fost, nu cred că am fost de când muncesc. Păi zic eu că n-ai fost. Sigur n-am fost, nu. Că am urmărit eu chestia asta și de când te urmăresc eu din 2015, n-ai fost niciodată plecat nu. În nicio vacanță. Am avut o super șansă de la Dumnezeu, cred că Dumnezeu a zis, hai mă să-l mai odihnim și pe boul ăsta, pe hamalul ăsta. Și am avut un super bridge, o colaborare cu... fii atent, Ministerul Turismului din Dubai. Mm-hmm. Adică big as fuck, înțelegi? Foarte mișto. Cum ar zice Mircea Badea, muchos machu cambos. Muchos machu cambos, da. Și nu numai că muchos machu cambos, dar frate, o vacanță cu ghilimele, că n-a fost până la urmă vacanță, a fost o colaborare, a fost un job, dar o vacanță în Dubai care nu putea să-mi releve mai bine frumusețile Dubaiului. De ce? Pentru că fiind prim-minister, stai că ei și-au dorit să promovăm cele mai frumoase lucruri ale Dubaiului. Uh-huh. Și implicit eu am avut activități, bă, tu știu ce desfășurător aveam în vacanța aia? Păi la 7:30 mă trezeam și ajungeam acasă la 10 morte și nebun, dar frumos, pentru că uite, chiar vorbeam cu Babs de multe ori în concedii, dacă n-ai un itinerariu sau astea, riști să te pierzi și să faci ce? Mâncare și plajă. Păi e palele aici și la mama aia, mă. Adică mâncare și plajă. Ca în Dubai, găsești și în România. Dar să vizitezi toate lucrurile aia și să ai acces la toate chestiile, că îți dai seama, am avut acces și la lucruri la care n-are publicul normal acces, pentru că era o chestie cu ministerul, da? Foarte mișto, foarte interesant. Dar nu, mie nu-mi plac vacanțele, că eu în vacanțe pierd bani. Ești nebun?
Și mai vreau să se înțeleagă un lucru pe care vreau să-l subliniez, pentru că e o chestie de franchețe și de onestie. Noi avem un noroc, Țibulcă, pentru că munca noastră se poate compara de multe ori cu o vacanță. Munca noastră de multe ori înglobează distracție. Uh-huh. Uite, ai un eveniment, te duci să prezinți un concert sau să faci un promo la un concert. By the way, sau... că ăsta oricum, acum e marți când filmăm, joi se postează, iartă-mă, te rog că te întrerup. Nu, e problemă. Mâine seară, dacă vreți să ne întâlnim și la astea, și dacă lasă că să vă întâlniți cu mine. Că eu n-am nicio treabă. Dacă vreți, vedeți cele mai mișto gagici din România, toate adunate la un loc. Trebuie să găsiți petrecerea de la Șuet, de la Cluj, acolo și Oanagrama, Alina Ceușan, Grebenișan, toate astea. A, păi pe zona acolo. Fratele vostru merge și la acolo, ne vedem la Cluj tomorrow. Și dacă ne întâlnim prin oraș, cu mare drag, abia aștept să vă salut. Cluj, un oraș care mi-e foarte drag. Sâmbătă, cu gașca de domn Măciucă și domn Nencione, mergem la Sibiu, așadar ne vedem. A, păi în această situație, dacă tot le dai pe astea, dau și eu una. Bineînțeles. Sâmbătă sunt cu fratele Montrei, cu la micul Ceanu, mm-hmm, la face-ul de vară, dragă, se deschide. Aici? Da. A, aici lângă tine? Mm-hmm. Eu uite ce le știi. Da, le-am învățat eu și eu. Uite ce le știi, băiatul meu. Da. Și în altă ordine de idei, ca să dau o chestie din asta drăguță în ton cu ce discutam, este prima mea ieșire la club în ultimii... Nu, stai că zic eu ultima, vrei să-ți spun? 3 sau 4 ani, când m-am pișat la loft pe garduri. Fix? Nu, ba da, pișat, aia a fost ultima. Te-ai pișat la loft pe garduri în 2017, pentru că îmi povesteai mie în 2018 despre cum te-ai pișat acolo și îmi ziceai că deși ție nu-ți place asta, e important să mergi acolo, că acolo e toată lumea de 1 mai. Și ai mai fost odată după? Ai mai fost odată în 2019, la când aveai mașina... Nu, da, gata, știu. Cred că era albastră în perioada... Nu, albastră a fost de Crăciun, 2018. Nu, albastră a fost 2018. Înainte, nu, tot verde era, să știi. Că verdele l-am inaugurat la un 1 mai, știu, sigur. A, așa, da, ai fost la nu, și hai să nu mănânc cachis. Am fost anul trecut de ziua mea, am ieșit un pic la loft, dar m-am plictisigurat. Nu-ți place, nu? Bă, frate, nu, am îmbătrânit în primul rând, da? 34 de ani, mâine, poi mâine, nici nu beau alcool, pentru că nu că nu mi-ar plăcea, ci pentru că am învățat că nu-mi face bine, tot în muncă. Eu nu sunt genul, adică alcoolul te face să-ți pierzi controlul. Mm-hmm. Pe două căi, ori de rău augur, ori de bun augur. Când e de bun augur e cu Caterinca, dar și prea multă Caterinca poate să fie înțeleasă greșit. O să te piși la loft. Pe gard. Moment în care nevastă ta te trage de geacă și spune vezi că-s paparații și tu zici, nu mai interesat. Înțelegi? Prost, adică n-ai cum să fii un om responsabil și după astfel de întâmplare să-ți mai permiți prea multe ieșiri din astea în decor. Asta dacă îți dorești un trend în continuu ascendent, mm, și ai țeluri din ce în ce mai mari. Mm. Pentru că știi cum e? Eu am și mers pe imaginea asta. Că dacă mergeam de la început pe o imagine de din când în când un șpriț, din când în când o caterincă, oamenii mă percepeau ca atare și poate nu era așa mare problemă. Dar eu am mers pe o imagine curată și n-am cum acum să o sucesc. Mm. Plus că nu mai vreau să o mai sucesc. Adică o să vreau să spun o chestie sinceră. Bă, am strâns din dinți de multe ori când prietenii mei mergeau la distracție și eu nu puteam. Înțelegi? Nu din e punct plăcut. De vedere financiar? Nu e plăcut. Nu, frate, din punct de vedere al muncii, că bani aveam, ba, din potrivă, e mai deranjant să știi că ai tot ce trebuie, dar că nu poți să te duci doar pentru că nu vrei să pierzi ce ai. Ok. Și mi-am dat seama că nu e de mine cu ieșală și cu astea. Nu se poate, nu merge. Uh-huh. Uite, o altă chestie pe care vreau să discut cu tine, deși e un subiect puțin mai sensibil. Am fost, eu sunt o persoană destul de credincioasă, nu sunt, în schimb mă feresc de habotnicism. Da, nici eu nu sunt, am declarat chestia asta, dacă Dumnezeu vrea să mă certe, să o facă în mod direct către mine. Dar nu sunt nici eu habotnic. Am avut o experiență în postul trecut, m-am dus la împărtășit la un alt duhovnic decât cel la care am mers toată viața mea. Eu văd pentru prima dată când am fost la spovedanie la altcineva. Și îți spun sincer, Dorian, pe lângă faptul că m-am dus mahmur acolo, că eu abia ajunsesem la Iași, m-am întâlnit cu ăștia mei, eram bucuros, treburi, mă întreabă, pe lângă, n-am stat niciodată în genunchi în fața preotului. Când mi-a pus, cum se cheamă, la patrafirul ăla pe cap, mai era și o băbuță acolo lângă mine și m-a întrebat părintele dacă am păcătuit în post cu vreo femeie. În momentul ăla am încercat să mă abțin, dar am pufnit în râs. N-am putut, efectiv. A fost cu acordul părților, cam despre asta a fost vorba. A fost bine pentru toată lumea. Plus că și așa eu mai mult singur păcătuiesc, părinte. Nu e cazul de astea.
Și atunci, când am ieșit din biserică de acolo, am stat și m-am gândit, trecuse și mahmureala de la statul în genunchi, probabil, m-am gândit, zic, bă, cred că, mai ales în contextul ăsta actual, Biserica Ortodoxă Română ar avea nevoie de o reformă puternică la nivel de comunicare. Mai ales că au mai fost și derapaje cu Teodosie și așa mai departe. Nu vreau să intru foarte mult în detalii. Dar mi se pare că se pierde esența. Că eu asta i-am spus și părintele atunci. După ce am făcut gluma asta, i-am zis, zic, părinte, eu încerc să nu fac rău la nimeni. Și încerc să fac cât mai mult bine pot cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Revelația pe care o am avut-o anul trecut a fost, la sfârșitul anului, a fost când mi-am dat seama că Dumnezeu îmi dă, dar nu îmi dă numai pentru mine. Și atunci, în felul ăsta, se întâmplă lucrurile. Exact. Cred că e mult mai important decât păcătuit un post cu vreo femeie. Că asta e credința. Bă, eu oricum te admir că, nu vreau să mă judece oamenii, dar te admir că te-ai dus la împărtășanie, pentru că e un lucru frumos. Și la spovedanie, pardon. Mm-hmm. Părinți că le-ai făcut pe amândouă, că știu că sunt interconectate. L-am mințit și pe părinte, că după aia mi-a zis l-ai mințit că ai fost la părtășanie. Nu, am fost la spovedanie și mi-a zis că îmi dă aghiazmă mare ca să mă căiesc. Așa. Că am și fumat. Deci și fumasem și păcătuisem și în post cu o femeie. Și păi și în post nu ai voie să fumezi? Nu. N-ai voie. Și mi-a zis că îmi dă împărtășanie numai dacă nu fumez mâine. Eu am pus împărtășania strategic atunci la 8 dimineața ca să fie direct cu măscol să n-am așa jumătate de oră am putut să țin fără țigară. Deci și aia a fost grea. Am ajuns frumos și totul a fost ok. Dar după aia am fumat. El mi-a zis că să nu fumez până la Denia. Am băgat după aia un pachet până a început Denia, îți dai seama. Dar așa am scăpat de aghiazmă mare, că m-am gândit că aghiazma aia e ca o notă proastă la școală. Am zis că nu pot. Cum mă duc eu la taică-meu care m-a dus la împărtășit să-i spun că mi-a dat popa aghiazmă? Mama, asta e nașpa, adică ca și cum e clar că ai păcătuit, nu? Nu mă pricep. Da, da, păi aghiazma e ca să te căiești de păcate. Ok, e, așa, e, nu mai este apa șansă. Sfântă, nu? Da. Okay. El practic era ca procurorul care îi spune aia mișto, nu? Da, anafurai, da, nu? Da, da. Okay. Aia nu are legătură cu pedeapsa sau cu asta. N-are legătură nici măcar cu împărtășania. Împărtășania e numai cu vinul. Cu vin. Ah, deci anafura o mână și atât. E bună. Eu mă împărtășesc la fiecare podcast cu beciu domnesc. Doamne ajută. E, și atunci, în momentul ăla, chiar m-am gândit la treaba asta și am zis, bă, e din ce în ce mai puțin, nu că nu e cool, e ieșit complet din zona de cool, să-ți recunoști credința. De ce, mă, frate, eu nu cred asta. Eu așa o văd, îți spun sincer, o văd în jurul meu. Lumea, păi nu, eu nu spun că nu e, dar de ce te întreb că e? Nu știu, dar eu mi se pare atât de lame și de prost, frate, să-ți fie rușine să recunoști că ești credincios. Când vrei să spun un lucru, iartă-mă că o să fiu acum dur în exprimare, dar la sfârșitul zilei, când omul dă de greu, fiecare dintre noi se cacă pe el și ajunge la Doamne, Doamne. Uh-huh. Păi nu-i mai smart, mă, să fii cu Doamne, Doamne, asta spun în continuu și mă bag cu pumnii în piept. Nu-i mai smart să fii alături de Doamne, Doamne, de când ți-e bine, ca să fie și el alături de tine, nu la nevoie, dar vezi tu problema asta, să cerem ajutor numai când ne e nevoie și să dăm un telefon numai când ne trebuie ceva, e boală grea. Uh-huh. E boală grea. Uh-huh. Bă, frate, și cred păi că lecția e să mai și mulțumești. Dacă tu ai ajuns până într-acolo încât să faci din mărturisirea credinței un lucru lame, apoi și când dă mașina peste tine sau Doamne ferește, cine știe ce necase lovește, ține-o bă acolo fără Doamne, Doamne, dacă ești gangster, top G, că acum e la modă. Dacă ești top G, rămâi în dandă, nu, dar nu când te-ai speriat și te-ai căcat pe tine, hop repede, Doamne ajută, mă, te rog că uite. Uh-huh. Și aici vreau să mă refer la un exemplu din viața ta. Mi se pare foarte tare faptul că tu nu te-ai sfiat niciodată să aduci în discuție numele Domnului în momentul în care chiar mulțumeai, nu în momentul în care cereai, că foarte puțin lume are puterea să mulțumească. Mi-am dat seama că, până la urmă, urmei credința cu adevărat e în momentul în care te rogi pentru sănătatea ta și a celor dragi ție și din jurul tău. Pentru că, până la urmă, urmei, dacă ești sănătos, înseamnă că Dumnezeu ți-a oferit toate șansele posibile ca tu să reușești. Exact. Și n-am cum să nu spun chestia asta. Nu vreau să te duc într-o polemică, nu vreau ca discuția asta să genereze titluri de presă sub nicio formă, ci pur și simplu e o constatare pe care o am făcut-o. În momentul în care în alte fețe bisericești, în anul 2022, se disociază de tot ceea ce înseamnă străfundul credinței, momentul în care tu vii și vorbești exact despre faptul că a face bine generează bine,
cred că ești un mai mare promotor al credinței și al crezului în bine în genere decât oricare om care încearcă să pozeze în așa ceva. Și aici o să mă refer la un lucru care sunt 100% că nu e întâmplător. Eu, urmărindu-ți activitatea îndeaproape, ca și cum vorbesc acum cu fratele meu, mi-e foarte ușor să mă raportez la exemplele din viața ta. Tu i-ai avut pe Babs și pe Moti de foarte mulți ani. Eu i-am cunoscut în garsonier. Erau de cu mult timp înaintea lui Cheluțu. Niște pisici de rasă pe care le-ai iubit foarte mult, care și ele au fost subiect de cont de Instagram, pentru că tu de pe atunci îți dădusei seama că asta va vinde, sigur că da, și va crea entertainment pentru public, dar totuși nu există termen de comparație între succesul lui Cheluțu și succesul lui Bab și Moti, și cred că asta te-ai gândit și tu de foarte multe ori, este în strânsă legătură cu povestea lui Cheluțu, da, cu faptul că l-ai luat de la rău și ai salvat un suflet, practic. Și mai mult de atât, cu ce vreau să completez eu lucrurile astea pe care le-ai spus, nu am făcut din achiziția niciunuia dintre ei, am să numesc achiziție și adopția lui Cheluțu, un scop. Deci eu sunt un mare iubitor de animale. Mi-am cumpărat pisicile pentru că îmi plăceau, dar normal că dacă eu le iubesc, dar văd că merg și pe Instagram, normal că o să le pun și acolo, dar nu fac din achiziția sufletului scop. Adică, bă, trebuie să-mi iau o pisică ca să o postez, că o să rupă. Și cred că de acolo a venit ajutorul lui Doamne. Doamne, iar în ceea ce îl privește pe Cheluțu, eu cred că a fost o stea în frunte pentru el. Adică din starea aia deplorabilă în care l-am găsit să ajungă el, bă, deci nu vrei să știi, am ajuns să-l iau la concerte din astea unde sunt drumuri lungi, nu-l prea luam la drumuri lungi, că ne chinuim, na. Am ajuns să-l iau numai pentru că am obosit să mă justific absența lui Cheluțu. Deci, efectiv, copiii peste tot unde merg, Chelu, da, de ce nu-i Cheluțu? Când îi mai văd că se și întristează, mă bufnește râsul, zic, ia uite, bă, cum am ajuns. Zic, în loc să se bucure copiii că mă văd, se supără că nu-i Cheluțu. O poveste extraordinară, frate, care vine strict din faptul că, deși îmi doream să-mi cumpăr un cane corso, că tot l-ai adus în discuție astăzi, și era, bă, calculat, i-am făcut și cușcă cu încălzire în partoseală, cu nu știu ce. Eu când am văzut cățelul ăsta și când am văzut starea în care era, am zis, zic, nu se poate, frate, cățelul ăsta să rămână aici. Trebuie să facem ceva să-i fie bine. Mai ales că are fața aia de milioane, nu te mint. Când l-am văzut nu m-am gândit, dar acum când mă uit la fața lui îmi dau seama că are față de superstar, frate. Deci un câine expresiv, un câine frumos, mă, să mă rog că e frumos. La fel ca în regnul oamenilor și în regnul animal, sunt animale mai frumoase și animale mai puțin frumoase. Bă, zăpăcița de Cheluțu are o meclă, mă uit la el, e adorabil, mă, frate, e criminal. Chestia asta mă și emoționatoare, cum, mai ales felul cum tu vorbești despre el, mi se pare foarte tare și mi-aduc aminte, apropo și de puterea ta de marketing și așa mai departe, eu ce am văzut la ea așa cu 2 săptămâni, cred că exact când postăm noi se împlinesc 2 săptămâni. Ce am văzut acolo, un mall efectiv paralizat, un oraș în care toată lumea vorbea, oraș mare a României, da? Nu vorbim despre un orășel micuț în care descălecarea unei vedete evenimentul anului. Iașu are și el vedetele lui, n-are rost să-l mai enumerăm, sunt destule, chiar dacă multe dintre ele au mai pierdut contactul cu hype-ul maxim, dar ce am văzut acolo a fost absolut fascinant și confirm faptul că oamenii întrebau de Cheluțu în continuu, iar dacă stai și te gândești la care a fost soarta unui animăluț care inițial a început în viață într-un mod înviețuirea lui pe pământ, a început cu stângul, să ajungă să devină cel mai cunoscut și cel mai iubit animal din istoria României, e o frate, treabă. Dar vrei să-ți explic un lucru, că treburile sunt de un nivel care pe mine mă face să mă simt așa mic. Deci, Cheluțu, este supranumit Cheluțu în ședințele de la Universal Marea Britanie, Universal UK, care este headquarters-ul Universal din toată Europa, pentru că eu sunt semnat la Universal și pentru că, evident, Universal Headquarters Europa va vrea să știe ce face fiecare Universal din fiecare țărișoară. Uh-huh. Și când au cerut raporturile din România, a apărut Dorian Popa, care știi că Cheluțu are anexă semnată, nu știu dacă știi. Nu știam asta. Cheluțu a pus lăbuța, l-am pus exact cu lăbuța, așa. Și a pus lăbuța pe contract, pentru că el a avut un contract de imagine și, băi, am vrut să joc toate cărțile americănește. Nu are cum un cățel să încaseze niște bani pe drepturi de imagine și el să nu fie semnat. Pentru că, din punct de vedere fiscal, undeva nu e ok. Uh-huh. Înțelegi? Și atunci el are o anexă de animăluț cu codul de pe chipul din injectat în el, nu știu. Și
în ședință, discuția a fost we must have others celutus in other countries. Pentru că el a fost primul pet project, așa l-au numit cei de la Universal UK, UK, cu un, cu un rezultat atât de răsunător. Mm-hmm. Pentru că e un cățel care a produs 200.000, măi, ești nebun. Total, fără niciun gând. Pur și simplu s-a întâmplat. Așa a vrut să-l bagi în piscină. Ai avut nebunia asta să-l bagi în piscină. Bă, și aia tot o chestie de, de vezi, Doamne, Doamne, cum le rânduiește pe toate, tot o chestie pe care am făcut-o din suflet bun. Pentru că el are niște traume din cei 3 ani jumate trăiți nelegiuit style. Cu apa, nu știu, l-au aruncat în apă, l-au, ce Doamne iartă mai au făcut, n-a putut să iasă de acolo, deci când intri în apă, este jihad, el vrea să vină, să te scoată și să nu te mai vadă în apă. Am testat din mai multe puncte de vedere, mă gândeam, zic, mă, poate crede că e piscina lui și nu vrea să stai în ea, nu, el vine să te scoată din apă să nu te neci, ăla e scopul lui. Și eu atunci ce am zis, mă, hai să încercăm să facem cățelul să nu mai fie speriat de apă. Și am zis dresorului, zic, Doamne, Cristi, trebuie să ne apucăm de lecții de not. Și zice, cum dracu lecții de note, ești tâmpit? Păi zic, uite, am luat o vestă, cheamă și vestă de salvare, că se duce, știi cum se duc buldogii la apă, ca toporul să moară Jackson, ca o picioarele alea scurte și zgrei. Și zic, uite, am luat vestă de salvare și trebuie să învățăm să, să-l învățăm să intre în apă, pentru că este traumatizat. Și de acolo, hai, tati, nuată, hituri și alte chestii, că le-a vrut Dumnezeu. Păi tu știi cum a fost, mă, și cu hitul ăla, că eu am mai spus-o, dar nu cred că în, în lucruri atât de importante ca cum e podcastul tău, ca să se și viralizeze. Ba da, am spus-o, la Shelly. Piesa lui Cheluțu, eu am auzit-o într-o dimineață, tagat pe Instagram la Mentions, când am văzut vreo 30-40 de inci la vreo 20 ceva de ani, ciupiți bine, că dansau în continuu pe masă pe editul ăla handicapat, înțelegi? Nu era, nu era o piesă. Da, 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 da. Era un edit handicapat al lui, în mintea lui Andrew. Era ca alea cu... Da, 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 exact, dar nu în Rovision. Mintea, nu, Rovision, Rovision a făcut, Rovision, da, a lansat în noată Cheluțu, hai tati noată. Mm. Și în mintea lui Andrew le-a luat și le-a pus pe chestia aia. Bă, fii atent, ascultă-mă un pic, Țiburcă, că ți-o spun cât se poate de friendly. În momentul în care am auzit chestiunea aia, numită, supranumită piesă, și oamenii cum dansează, am zis, mă, ce se întâmplă aici? Stai, băi, ciulește un pic urechea, mă, Cori, să auzim de ce dansează ăia acolo așa pe chestia asta. Băi, este atât de bine organizată din punct de vedere muzical, încât am înțeles instant că aia va fi un hit. Mm. Și l-am sunat pe băiat iarăși, uite, tot din gama asta de fii cinstit, fii fer până la capăt, că Dumnezeu te va ajuta. L-am sunat pe băiat și am spus în felul următor. Ai o piesă, e făcută de tine, vreau să o facem hit. Că tu gândește-te în felul următor. Țipul că pe mine nu mă oprea nimeni. Să ascult ce a făcut băiatul acolo, să fac un master să sune muzică și să o dau pe piață. El n-avea cum vreodată să mă atrace pe mine pentru plagiat sau alte chestii, că aia nu era o piesă. Uh-huh. Și mai mult de atât, drepturile mele aparțineau tot mie. Pentru că da, erai că tu, ce, era vocea când ta. Când ce zic, dar am zis, bă, nu e, bă, omul ăsta a lucrat pe piesa asta. Hai, mă, să o facem cu el. Și ce crezi? Îl sun pe Liviu Tutorescu și îi spun, bă, trebuie să facem o piesă, Noată Cheluțu se numește. Zic, ce crezi? Zic, a făcut-o un băiat în mintea lui Andrew, zic, vreau să dau de el și să-l aduc la tine la studio. Și ce crezi că îmi spune Liviu? Băiatul e la mine aici. A, păi ăsta mic îmi tot scrie să vină la studio să lucrăm, dar nu știam ce am mai făcut și așteptam un moment propice să-l văd ce idee are în cap. Zice, hai că-l chemăm, că eu am numărul lui. Wow. Și a doua zi era piesa gata, ești nebun? Bă, a doua zi. Bine, și aici a mai fost o chestiune. Ar fi fost, știi că e vorba aia că dacă îi dai unui om un deget să iei toată mâna, îți dai seama că eu m-am gândit în momentul 2 cum ar fi fost piesa asta dacă s-ar fi lansat prin iunie, atunci când s-a relaxat cu pandemia după primul val. Imaginează-ți. Era toată vara în notau de Cheluț. Nu știai ce. Oricum a fost senzațională, nu știu, adică vezi tu, e o chestie care e de sus. N-ai cum să te gândești că, că ai făcut ceva gândit sau calculat ca să faci un copil de 3 ani să danseze, să zică notă Cheluțu. Uhum. Atunci te minți pe tine, n-ai calculat nimic, ți-a dat Dumnezeu, tai pleașca. N-ai cum tu să te gândești, cum fac eu copilul ăsta de 3 ani să facă, înțelegi ce zic? Uhum. Sau uite, poate poți în contextul în care ești gașca Zurli, dar eu cred că nici atunci nu-i țintești pe aia de 3-4 ani. Îi țintești pe cei de 5-6-7 anișori și dacă se întâmplă să prindești la ala de 3, zici, uhu.
Da, plus că acolo e cu totul și cu totul altceva. Adică e țintit special doar pentru copii. Nu exact, cred că dansează exact niciun adult când se îmbată pe amul căsuță mică. Poate doar când folosește alte substanțe pe care nu le recomandăm nimănui. De acord, bravo, bravo. Uite, n-am gândit-o din punctul de vedere. Nu dată Cheluțul eu cu un range ciudat așa, de la 3 ani da, la 50. E huge. Da? Și plus că, uite, tu îți dai seama că vreau, chiar vreau să fac treaba asta. Că nu e o reclamă a magazinului. Nu am fost plătit sub nicio formă, dar chiar vreau să văd ce o să se întâmple cu chestia asta. Eu când am purtat tricoul ăsta, l-am purtat de două ori. Într-un podcast cu Augustin Viziru, am primit o grămadă de mesaje de unde am tricoul ăsta, n-am răspuns la nimeni. Pentru că am știut că va veni momentul în care o să fac podcastul ăsta cu tine. Și tricoul cu Cheluțul va căpăta adevărata însemnătate. În al doilea rând, l-am mai purtat odată când aveam altul curat, efectiv, când a venit Ștefan Mandachi și am filmat unul aici la mine și unul pe balcon la el pe canal. Și din nou am primit o grămadă de mesaje cu tricoul ăsta. Eu l-am de la Collective, îl găsiți, e un tricou Hugo Boss, cu siguranță îl găsiți și pe site la Hugo Boss, cu siguranță îl găsiți și în magazinul Hugo Boss și l-am mai găsit la Sport Couture, ca să fii sigur că nu e o reclamă pentru brand sau pentru vreun magazin, trei surse de unde îl găsiți, Hugo Boss, Collective, Sport Couture și site-ul Hugo Boss. Eu îți garantez că după ce lumea te vede pe tine purtându-l, în momentul 2, s-a terminat combinația. Maxim. Nu apuci să dai avansul la Lamborghini. Hugo Boss va constata faptul că în România au explodat vânzările pe un tricou cu un câine, cyborg. Cu un bulldog francez desenat de un neamț făcut cyborg. Care în România îl cheamă Cheluțul. E absolut senzațional. Sunt convins că asta se va întâmpla. Aici nu e... Dumnezeu. Doamne ajută, dar nici nu știu dacă e o chestiune de Doamne ajută. Eu cred că e o chestiune de cu siguranță. Pentru că e matematică. Dacă eu am primit atâtea întrebări, în momentul în care oamenii te vor vedea pe tine purtând, în secunda 2 va bubui toată treaba asta și cred că va fi o chestiune, un argument a cât de mare e puterea lui Dorian Popa în această industrie. Din perspectiva mea, și am mai primit, vreau să mai spun și în acest podcast chestia asta, am primit niște comentarii că pup în cur invitații. V-am mai explicat că nu-i pup în cur. Îi apreciez că de-aia îi chem aici, că dacă nu-mi plac, nu-i chem, dar nu o să-l chem pe unul ca să mă enervez pe el. Că nu facem talk show aici politic, unul de la un partid, altul de la alt partid. Pur și simplu, despre asta e vorba. Adică oamenii în momentul în care vin aici, vin și îmi fac un serviciu mie și totodată oamenilor dragi care urmăresc persoana respectivă, că despre asta e vorba. Oamenii care să mă urmăresc pe mine exclusiv sunt mult mai puțini decât invitații pe care i-am eu aici, drept pentru care cred că laudele astea sunt perfect justificate. Iar înainte să ne apropiem de final, vreau să-ți spun o întrebare care tot mă gândesc încă de la început cum să o adresez în așa fel încât să nu fie una vulgară. Dar poți să o dai cum vrei, că pe mine nu mă deranjează. Eu pot să răspund cum știu eu, tu întrebi cum știi tu. Nu. E din nou tot o curiozitate personală, pe care sunt convins că o împărtășesc și cei care se uită la noi în momentul de față. Dacă nu te-ai gândit până în momentul de față să faci un copil, pentru că relația ta cu babzi e atât de veche, sunteți de atât de mult timp împreună, ai dat-o și pe asta. Vă înțelegeți foarte bine și deși aveți deja 3 copii, pe babzi, moti și pe Cheluțu, întrebarea e dacă nu te-ai gândit să vină și un știi care e faza? Copilul umanoid. M-am gândit de foarte multe ori la copilul umanoid, iar răspunsul cel mai franc pe care am găsit să-l ofer, pentru că asta îmi doresc, sinceritate de la mine, este că nu simt, nu mă simt pregătit. Nu vreau să mă blameze oamenii și le amintesc încă o dată că Dumnezeu ne învață să nu judecăm persoanele de lângă noi, dar eu deocamdată mă simt mai bine făcând alte lucruri, muncind foarte mult, fiind conectat la ceea ce fac. Le-am spus unor oameni apropiați care mi-au zis, păi da mă, da, ai timp. Nu e adevărat. În momentul în care alergi ca nebunul cum alerg eu, nu mai ai timp să-ți vezi copilul unde a ajuns de mult încât el să simtă că crește alături de tine, iartă-mi cacofonia, dar nu aveam pe unde să o eschivez, iar tu să simți că ești un părinte pentru el. Nu. La cum muncesc eu și cei care se mai uită pe online văd, aș putea să-mi văd copilul lunea 2 ore seara și marțea o oră, ceea ce nu mi se pare normal. În altă ordine și de nu idei... nu marțea asta, pentru că dovada faptului că tu ești ahtiat după chestia asta cu munca este 00:32 și de dimineață tu n-ai fost acasă, nu? Cred că nu. Cred că încă mă simt copil, mă țibulcă.
cred că încă mă simt copil, poate că nu, nu știu, sau poate nu e la mine să vin acum. Iarăși, în aceeași ordine de idei, bărbatul la 33 de ani, abia atunci începe să devină bărbat. Mm-hmm. Și mai e o chestie pe care am să o dau. Oamenii pot să mă judece sau nu. Știi că e băiatul ăla care întreabă în state what do you do for a living sau ca să ai mașina asta? Da, 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 da. Am văzut că a început unul și la Cluj să fac asta. L-a oprit pe un nene, cu, era cu soția în mașină. Soția, nu, iubită, nu, amantă și amândoi în vârstă. Adică nu era el, știi, el mai în etate și ea 20 de ani să zici că e. Nu, amândoi în etate, da? Și l-a întrebat, ce ai făcut ca să ai mașina asta? Știi ce a răspuns el? Don't get married and have kids. Okay. Am zis să terminăm într-o notă umoristică. Nu simt în momentul ăsta, consider că trebuie să mă dedic muncii mele, provin dintr-o familie destrămată, deci niciodată nu-mi voi dori să creez o familie care nu o să poată să rămână unită și susținută de toți membrii până la sfârșit. Și atunci consider că nu e o decizie pe care să o iei de ieri pe azi. Uite, cel mai cool exemplu pe care pot să-l dau, care să-mi susțină gândirea într-un mod pozitiv, este acela că sunt foarte mulți tineri care fac copii după care se despart. Exemplele sunt nenumărate și din showbiz și din viața normală de zi cu zi. Și atunci eu vin și spun, păi mă, dar copiii ăia, mă. Uite, te uiți la un copil care nu a avut tată. M-am descurcat, chestia asta a fost un factor motivant extrem de cool. Bă, dar și în ziua de azi, cu toți banii din lume și cu bani de Lamborghini și cu nu știu ce, când mă uit la maică mea, îmi dau seama că o simt singură și că nu are și ea un moșulete acolo, mă, să o enerveze, să o calce pe nervi, să mă sune, să-mi zic că nu-l mai suport pe tactul ăsta. Eu n-am și eu un moșulete să-i zic, băi, tată, bă, uite, n-am timp să-l la concerte, ia și tu mașina și ajută-mă și pe mine, du-te până la Mercedes, fă-i revizia. Eu îți dau, adică n-am simțit niciodată lipsa figurii paterne din punct de vedere pecuniar, dar am simțit-o din punct de vedere sufletesc. Și oricât aș umple eu cu cash și cu toate astea, lipsa se simte. Din multe puncte de vedere. Uite, mi-ar plăcea acum că am bani să, nu știu, să iau și eu pe amândoi să zic, hai mă, până la munte, înțelegi? Să-i văd acolo că se plimbă ei la aer curat. Nu e la fel când e doar unul. Și atunci, oricât ar spune oamenii că, da, domne, nu se mai poate, divorțezi și ești acolo pentru copii și, mă, nu e așa. Familia e făcută să fie familie din punctul meu de vedere. Și atunci, hai să facem copii atunci când suntem siguri că putem să-i și creștem, măcar până devin adulți, până la 18 ani. După aceea, du-te, tată, desparte-te, fă-ți 1000 de amante, 1000 de amanți. Nu e nicio problemă, dar până un copil nu are 18 ani și dacă nu este crescut până la 18 ani într-o familie completă, ăla e un copil care va fi dereglat. Eu sunt dereglat din anumite puncte de vedere, dar am reușit și îi mulțumesc mamei mele că a reușit prin educație și prin felul în care m-a crescut să suplinesc din alte puncte de vedere încât să nu devin o persoană care să fie înrăită de carențele pe care le are din familia destrămată. Dar se putea, pentru că vezi, tu știi cum e când familia e cu bube, la copii, iarăși, treaba se împarte în două, ca marea lui Moise. Ori faci din asta un contraexemplu și spui eu o să fiu exact opusul, ori te duci direct în zona aia și faci poate chiar mai rău și tu pe mai departe. Și nici nu o conștientizezi. Și nu o conștientizezi, ba mai mult se pare și că e și îndreptățit. Că da ce mă, pe mine nu m-a lăsat tata? Ia uite mă, înțelegi? Nu, nu vreau. În momentul în care va apărea Little Popa, o să fie momentul în care din toate punctele de vedere și toate calculele, că din păcate asta e mintea mea matematică și asta mă încurcă de multe ori în viață, că gândesc prea mult, în momentul în care toate pasențele mele vor fi puse la blablabla, atunci o să fac. Nu pot să merg pe premisa pe care am auzit-o de la oamenii care, într-adevăr, sunt mai cum să zic, boemi, mai îndrăgostiți. Lasă-mă că până îl face greu. Nu e adevărat. E greu și după ce îl faci, e greu până e adult. Că dacă nu l-ai făcut adult și nu l-ai pus pe un drum bun, deja... Asta cred că, și mă feresc de o metaforă de asta siropoasă de TVR, dar n-am cum să nu mă gândesc la ea. Cred că până să ai tu Little Popa, ai avut cel puțin 2,4 milioane de copii care s-au putut inspira din valorile pe care tu le-ai transmis. Și asta cred că mi se pare mai important decât atât, iar mai important decât orice, iertați-mă, vă rog. Iar dincolo de asta, vreau să te mai întreb niște lucruri de astea, curiozități personale și lucruri pe care eu cu domnul Nencione și cu domnul Măciuc aici, le tot, pardon,
domnul Nincione, domnul Măciucă și cu mine aici, le mai discutăm seara, raportându-ne la oamenii pe care îi luăm drept exemplu. Că de-aia ne uităm la mai mari ca noi, nu ca să ne facem în ciudă, ci ca să ne motivăm și să învățăm, bă, ce-au făcut aia buni, știi? Ce-au făcut aia buni de-au ajuns acolo. Hai să vedem, poate că nu-i interzis să facem și noi. Dacă nu e ilegal sau imoral, sigur că da. Și una dintre întrebări era așa, că noi tot vorbeam în ultimele zile și ne gândeam, zic, bă, pe voi ce vă bucură mai mult? Numărul de, nu știu, cifrele din contul de ING, ca să-i spun și numele băncii, sau numărul de abonați sau de vizualizări când intrați pe statisticile de la YouTube, sau, nu știu, când vedeți că, uite, cum a fost o bucurie că se mai viralizează câte o bucată de asta și face însumat pe platformă câte vreo 5-6 milioane de vizualizări și o bucurie senzațională când îți dai seama că toată țara a văzut chestia aia în momentul ăla. Și vreau să te întreb, tu la începutul anului 2022, ce ți-ai propus? O sumă de bani pe care vrei să o atingi ca și cifre de afaceri sau niște cifre din punct de vedere al conținutului pe care îl produci? Eu am să-ți răspund cu un citat. Tupac, ghilimele, deschid ghilimele, "All I want is money, fuck the fame, I'm a simple man." Ok. Spune tot. Închid ghilimele. Mai zic, "All I want is money, fuck the fame, I'm a simple man." Îmi place, e un business foarte bun. Nu pot să fiu ipocrit să spun că nu-mi place faima, îmi place, dar pentru mine, la sfârșitul zilei, e vorba de business. E un business care îmi place foarte mult, e un business care pentru mine raport investiție, factor muncă, încasări, este sublim. De ce? Pentru că aici investiția în muncă este și distracție în același timp. Adică, it can't get any better. Știi ce zic? Și atunci, e un business, da, chiar pentru mine e un business. Adică, la întrebarea ta am să-ți răspund, îmi doresc ca cifra de afaceri din 2022 să fie mai mare decât cea din 2021. Și dacă, normal, dacă Dumnezeu mă ajută să am și o piesă cu mai mult de 71 de milioane de vizualizări cât are Hâț, o să fie o bucurie enormă. Dar degeaba am 744.000 de milioane de vizualizări dacă îmi chiorțe mațele. Nu o să-ți chiorțe cu atâtea milioane, dar înțelegi exagerarea. Nu știu ce să zic. Înțelegi ce zic, da? Adică, bă, pentru mine e un business și un business frumos. Nu se înțelege sau compara greșit cu prostia și inepția de principiu mă apuc de YouTube ca să fac bani. Nu. Eu în momentul în care am intrat pe YouTube, eu doream să mă vadă oamenii filmându-mă. De ce? Că eu când eram eu mic și aveam numai televizor, atât aveai televizor, pe MTV, am mai spus chestia asta, era un reality show care se numea așa, The Osbournes. Uh-huh. Bă, băiatule, deci eram lipit de televizor, uite pielea de găină, da? Și mă uitam la ce? Cum stau ea să uită la televizor pe canapea, mai vine cățelul, că era un bulldog englez, se mai bășea odată, pleca, mai venea nevasta, ăla pleca cu mașina. Teoretic, serialul vieții, adică un reality show. Adică, mai mult de atât, curajos fiind, nimic. Că oamenii așa îl numesc nimic. Da, dar nu fi supărat dacă nimicul unuia îl face pe altul să râdă și lui ăla îi aduce și niște bănuți să mănânce și el. Doamne ferește. Și atunci, repet, a nu se înțelege greșit, nu m-am apucat de treaba asta pentru a face bani. Eu m-am apucat de treaba asta pentru că așa a vrut Dumnezeu și pentru că mi-a plăcut foarte mult. Dar în momentul în care am realizat că este un business, normal că mi-am dorit să-l eficientizez. Înțelegi ce spun? Uh-huh. Și mai mult de atât, în aceeași ordine de idei și accepțiune, de multe ori nu înțeleg oamenii, dar probabil că aia e fericirea lor și noi nu ne dăm seama, având chestiile astea. Nu înțeleg oamenii care sunt extrem de împliniți financiar și totuși își doresc și să fie youtuberi sau instagrameri, deși au milioane de euro, frate. Înțelegi? Dar probabil că, de fapt și de drept, fericirea pentru ei este atenția și atunci au ales un pic greșit atunci când s-au dus numai pe business. Că la noi e și mulțumim lui Dumnezeu, la noi e și cu atenție și cu business. Pentru că mie nu mi-a fost niciodată rușine să spun, mie îmi place atenția. Mi se pare ușor ipocrit. Cred că orice om care se pucă de asta îi place atenția. Hai să fim serios. Vezi că sunt care zic, cine e mie? Oh. Nu. De ce o faci? Bine, la noi, suntem și o zodie mai favorizată spre chestia asta. Adică dacă ești leu, îți cam place să fii în centru atenției, cam în continuu. Da, mă frate, dar spun eu, cine
branșa asta, în business-ul ăsta, are plăcere de atenție. Doar că de cele mai multe ori nu are și coițe să o recunoască. Da, categoric. Adică, eu, da, asta e o poveste pe care, deși o repet, o să o spun de fiecare dată, pentru că mie mi-a impactat copilăria, adolescența, pardon, și după aia tot parcursul meu ulterior. Eu știam de mic că vreau să fiu... dacă mă întreba cineva ce vreau să fiu când o să fiu mare, nu ziceam vedetă, că mi-era rușine. Eu nu știam exact cam ce aș putea să fac din sfera asta ca să fiu vedetă. Dar ziceam că vreau să fac, prima dată am vrut gunoier, că îmi plăcea mașina de gunoi, după aia polițist, că am descoperit teaca lui taică-miu, după aia, nu știu ce, avocat, că am aflat că era un vecin în bloc, Cătălin Horga, avea Mercedes, taică-miu avea Daci. Opa. Mi-am dat seama că avocat e mai bun decât polițist. După care, adică deducții logice, de astea simple, de copil. Am vrut și fotbalist, bineînțeles, ca să am tatuaje și gagici, făceam cu pixul, de la tatuaje, gagici nu puteam să-mi fac cu pixul, cum mi-aș fi făcut. La un moment dat, mi-a plăcea foarte mult o formație din România. Nu zic niciodată despre cine e vorba, cine mă cunoaște știe. Și am mers la un concert la Iași. Ții minte că am mers cu mare dificultate, că aveam buget de 20 de lei pe zi în clasa 10-a, l-am rugat pe taică-mi să suplimenteze bugetul și mi-a dat 80 de lei, ce era deja... Ori 4, ești nebun? Bine, ca să te duci într-un club, chiar și în anul 2013, era un căcat, ca idee. Dar ce dracu merita numai mult bine. La ora aia? Corect. La vremea aia, ce făceam eu ca să fi meritat mai mult, mi se părea extra... Acum mi se pare extra suficient. Atunci am făcut scandal și l-am înțeles pe taică-mi abia peste ani. Ulterior, și acum tot îi cer iertare pentru asta. Și mulțumesc pentru faptul că a știut cum să mă motiveze. Și am mers la concertul respectiv, iar după concert am așteptat vreo oră ca să fac poză cu solistul. Lângă mine, mă rog, și găgici foarte bune. Bineînțeles că e un moment în care a zis, domnul, nu vă supărați, putem să facem și noi vreo frumos o poză? Adică n-am venit ca aia de cercie. Doreane, unde e cheluțul, tată? Nu vă supărați, vă rog, să fac și eu o poză, vă rog frumos. Nu vezi că acum vorbesc? Bă, și aproape cum dădeau lacrimile. Și momentul ăla am început să tremur tot, din toți rărunchii, m-am simțit umilit. M-am simțit împroșcat așa cu noroi. M-am dus acasă și am jurat în seara aia, am jurat că bă, când o să fiu celebru și lumea o să-mi ceară poze, în viața mea nu o să refuz o poză, indiferent cine vine și cine îmi cere chestia aia. Indiferent, bine, dacă vine zic, fă cu aia și tu o poză cu femeia mea, nu o să fac. Atunci nu, cu siguranță. Eu fac, dar știi ce fac? Băi, eu îi cert mâncația. Da, dar eu n-am 95 de kg. Da, corect și asta, Da, corect și asta. Eu fac educație pe loc acolo cu ei. Dar tocmai din pricina faptului că mă simt sigur pe mine și știu că hai să nu ne ciufuli, încă te ciufulesc, nebunule, care ești. Dar da, asta e o chestie, o greșeală flagrantă în domeniul ăsta, părerea mea. Nu intru acum să compar Statele Unite, unde probabil că o poză poate duce la chestii de genul, bă, te blochezi, nu e safe din punct de vedere al sănătății, altceva acolo. Că acolo, dacă ai ieșit greșit în public, poate să fie nașpa. Dar la noi, în România, nu cred că pot exista situații din care să nu poți ieși doar pentru că oprești la o poză. Și atunci mi se pare o chestie flagrantă pe care o fac colegii mei și să știi că eu am mers până într-acolo încât la concerte eu le spun oamenilor, indiferent că suntem 1000 sau 10.000, băi, fraților, pe scenă nu există artist fără public. Nu există. Nu există artist pe care să nu-l iubească măcar unul, că dacă nu-l iubește, unul nu e artist. Nu-l știe nici dracu. Și atunci, ține de voi, cei care susțineți un artist și iubiți un artist, să vă cereți și drepturile, mă, frate, mă. Nu? Adică, tu, omului ăla, îi bagi o pâine în buzunar, îi dai o viață frumoasă, nu știu ce. Măi, ce stă la schimb pentru chestia aia? Ce recompensă ți oferă pentru că tu îl susții necondiționat până la urmă, da? Eu zic că asta trebuie să fie recompensă. O poză, o vorbă bună atunci când e nevoie. Evident, toate trebuie să fie coafate și asortate cu bun simț, cum se cădenie și etc. vis-a-vis de cazul de care vorbeai. Dar mai ales când e vorba de cum se cădenie și de educație, n-ai cum să întorci spatele. Să-ți vină un copil să zică, nu vă spuneați, putem să facem? Și tu să începi. Ce crezi că n-am văzut și eu colegi? Uite, coleg de-al nostru, da? Nu dăm nume, că astea sunt așa frumoase. La masă, în mall, vin trei fete și fete. El băiat, înțelegi? Adică, dacă nici la fete nu te ridici, înseamnă că ai probleme reale. Dar nu vrei să știi cum le-a repezit? Că el mânca și că... Dar tu nu vezi că mănânc, dar n-ai pic de rușine în timp ce mănânc să vii să mă deranjezi? Plecați de aici.
bă, frate, o vin și la mine că mâncam. Știi ce le zic eu? Dă-i, fratele meu, să mănânc puțin, să nu te scuip cu mâncarea asta și facem imediat. Ai răbdare, un minut, să înghid umicatul, da? Să știi că de multe ori fac poză și cu mâncare în gură cu ei. Le zic, bă, dar dacă mă vezi cu mâncarea în gură și n-aștepți, apoi ia poză cu mâncare. Mm-hmm. Dar nu. Până la urmă, urmi poza lui. El ar trebui să aibă tot interesul. Și oricum copilul se bucură și dacă ai șaorma pe toată fața, stai liniștit, adică el vrea să te vadă și să știe care e momentul imortalizat acolo. Puțin contează cum arăți sau cum arătați în poza respectivă. Știi că e chestia aia, că uite, în felul ăsta și vreau să formulez încheierea întâlnirii astea. Apropo de asta cu poza, că special am și deschis subiectul. Ca și în cazul cu cheluțul, practic, fapta aia bună n-a rămas nemulțumită. Eu eram convins din momentul în care, nu știu, când am început eu să fac primul podcast, că l-am făcut din greșeală, eu n-am vrut să fac podcast. Dar efectiv nu mai aveam ce face, că făcusem creditul la bancă. Și am zis că bă, trebuie să facem ceva, scoatem banii ăștia pe scule, conținut, că na, că noi de asta l-am luat. Dar a venit valul și nu puteai să faci, că n-aveai, că trebuia declarații la chiloți, la alea, la nu știu ce. Să-ți facem dracu ceva, am o casă, hai să vedem ce putem să facem în ea. Nu putem să o reconstruim ca să facem ca Dorian, trebuie să găsim alte îndeletniciri spațiului locativ. Să-l transformăm în spațiu de lucru. Și încă din momentul ăla mi-am dat seama că, bă, din momentul în care vine Dorian, că prima dată mi-am chemat cei mai apropiați prieteni. Deci, în momentul în care vine Dorian, cu siguranță o să iasă un podcast genial. Nu asta era problema mea. În schimb, faptul că, nu cred că a fost întâmplător faptul că a picat pe o tură băiatul ăsta, că aici sunt vreo 6 paznici, tot rotesc. N-a picat întâmplător să fie băiatul ăsta, care toată ziua stă și se uită la tine, că eu îl văd, că mă uit pe geamul ăla de la gherete. Bă, ce emoționat era, ce simpatic. Atâta, deci le-am zis și băieții, le-am zis că trebuie să facem o faptă bună. Dulce, tare. Adică, uite, dau până la capăt. Bea energizant de la cel mai drahat posibil. Și i-am spus odată eu cu domnul Nencioni într-o zi, am zis, bă, nu mai bea de asta. Că să-ți bubuie inima în tine, ești nebun la cap, ești tânăr. Bubuie crapă, dracu, inima în tine de la porcăria aia. Și o vecină de aici, așa mai pe de-astea, mai pe Luxachi de aici, i-a dus într-o zi suc de ăsta, de bea domn botezat. Nu spune numele ăsta. Și a dus suc de ăsta care e mai expensiv el așa. Și ăsta era foarte bucuros, dar ne mințea că lui nu-i place. Zic că tot alea mele îmi plac mai mult, tot astea. Și zic că vrei să facem cel mai frumos cadou, pentru că omul, ca să vezi, din puținul lui e agent de pază om, muncește. Vine de la țară, de la nu știu câți kilometri, cu trenul. După tren ia din gară, vine cu metrou, după aia merge pe jos, că stația e departe și așa mai departe. Și zic că hai să facem o bucurie omului ăsta. Cred că e cea mai tare chestie, pentru că dimineața cum am ieșit, el m-a întâmpinat cu o bomboană. Avea cutia cu bomboane și servea locatarii pentru că era ziua lui. Și am zis că, bă, hai să facem cea mai mișto bucurie posibilă acestui om. Îi luăm suc de la dea plăcului, dar nu recunoștea. Și nu-i spunem că vine Dorian, că ăștia s-au obișnuit să vină vedete pe aici. Dar nu-i spunem că vine Dorian, pur și simplu noi te-am așteptat afară, de aia nici n-am intrat în bloc. Am stat jumătate de oră acolo frumos, am zis că, bă, nu, ca să nu ne mai vadă că intrăm, și venim direct cu Dorian. Și când ne-am văzut reacția, am fost convins că treaba asta nu e întâmplătoare și cred că de asta și discuția asta e una dintre cele mai mișto pe care o le-am avut vreodată și pentru asta sunt recunoscător, e puțin spus. Te pupă, fratele, și îți mulțumește, așa cum ai cunoscut din prima zi. Că cred că asta e cel mai important și asta spune cel mai mult despre legătura asta dintre noi, faptul că ne cunoaștem de mult înainte acestui succes uriaș pe care îl avem și tu și eu, că nici eu n-aveam succesul pe care l-am acum atunci când te-am cunoscut pe tine. Aveai 400.000 de urmăritori pe Instagram. Era bine, da, dar nu era chiar în halul ăsta de bine. Mm-hmm. Motiv pentru care eu cred că, na, faptul că ne-am cunoscut de la începutul drumului spune multe despre prietenia noastră care încă durează. Asta mi se pare cel mai important și dincolo de asta sper din tot sufletul să-ți mulțumesc real nedezamăgindu-te și folosind acea propulsie pe care tu mi-ai dat-o atunci extraordinar de puternică în scopul de a bucura și de a ajuta și pe alții totodată, ceea ce sper să realizeze fiecare om care te urmărește și care te are drept exemplu, să-ți mulțumească prin faptele lui, că până la urmă ormei, nu, cât de curați am fi noi, aia e revelația pe care am avut-o în primul an de stat singur de la Iași. Făceam multe dușuri, dar lejerea de pat nu o schimbam, puțeam în continuu. Și atunci am dat seama că n-ai cum să fii curat într-o casă împuțită, drept pentru care casa asta mare, România, nu o putem curăța de unii singuri, avem nevoie de cât mai multe forțe, e nevoie de o echipă de curățenie mare de tot.
Squeaky clean. Ca să fie squeaky clean, exact. Și cu scuzele de rigoare, că taman azi când ai venit tu oglinda de la baie nu e squeaky clean, că m-am spălat eu cu periuța electrică. Și n-am, ai noroc că n-am văzut-o. Nu, e, am recunoscut-o eu. M-am și bărbierit și când mă bărbieresc, eu n-am barbă, știi? Dar pun multă spumă ca să pară că am, dacă ai mai puțină barbă, pun mai multă spumă. Și când mă bărbierez, mai sare așa câte un strop de oglindă. La... Da. Aia că am dus-o în derizoriu pe final ca să fie și cu circ. Dorian, îți mulțumesc tare mult. Te pup și îți salut toți urmăritorii, Doamne ajută. Nu uitați, nu pot să vă spun, aici n-are rost încheierea aia, să-l urmăriți pe Dorian pe toate platforme. N-are niciun rost să spunem chestia asta. Nu, mă spun eu, nu uitați să fiți fericiți și să zâmbiți. Exact. Și le mulțumim mult tuturor celor care s-au uitat la noi și partenerilor noștri, Beciu Domnesc.